Nu căutăm atenție, vrem doar să crească riciu. Chiar de ne vezi în chiloci, noi suntem la serviciu. Avem vin și suntem cam afumați și ne-am propus să cucerim 10.000 de congelați. Facem și bartere și give it away. Dăm de pomană și pentru bărbați și pentru femei. Primim orice fel de sponsorizări din România, USA sau nu știu care alte țări. Welcome us in our home. This way we won't be alone. Welcome us in our home. Săraci în portofel, dar mai bogați cu duhul. Welcome us in our home. This way we won't be alone. Welcome us in our home. Că suntem influenceri, ni se duce buhu. Welcome us in our home. This way we won't be alone. Welcome us in our home. Săraci în portofel, dar mai bogați cu duhu. Welcome us in our home. This way we won't be alone. Welcome us in our home. Că suntem influenceri, ni se duce buhu. Stimați congelați, invitați! El nu e Otelo, ea nu e Desdemona. Sunt doar Marius și Ilona. Ce îmi place, îmi place asta de la final. Deci n-am eu ureche muzicală, dar bună seara, oameni buni. Bună seara pe la cășile voastre, pe la Vama Veche, pe la terase, pe unde sunteți. Deși... ai primit niște bani pe PayPal și nu, nu anunțăm? Nu i-am luat pentru că n-am știut cum. S-a întâmplat ceva, o să mai vorbesc. No, am primit mail, dar n-am știut cum să rezolv problema, că și eu sunt totuși, am două mâini stângi. La mulți ani, domnule Ilie Manole, ăsta e tata. E ziua lui... A, e Sfântul Ilie? E Sfântul Ilie, azi e ziua lui de nume, mâine e ziua lui de naștere. La mulți ani, la tata lui... Așa s-a gândit mama lui, că a zis dacă s-a născut azi și era fost Sfântul Ilie, să nu-i punem Vasile. Să-i cheme chiar Ilie. Să cheme chiar Ilie să fie tanda pe manda. Mama mea, de exemplu, care este o femeie super deșteaptă, a zis, eu la copilul meu, ce ai, un coș? Uh-huh. Dar de unde ți-ai ieșit un coș? Okay. Păi, dar nu mergi, mă, la dermato, nu faci o groază de chestii. Mai nu te... mai. Băi, frate, ești la pubertate, poate. Să poate. Mama mea, de exemplu, bună seara, doamna doctor, bună seara, Adunia, bună seara, Georgian. Datorită vouă o să merg la teatru. Ne bucurăm. Asta e cel mai mare câștig. Asta e cel mai mare compliment și cel mai mare câștig. Marius, cum i-ai luat și data trecută? Măi, Marius, dar te-ai dat cu Ford de ter? Nu, de ce? Am făcut duș. Ba, din contră, sunt roșu la față, nu vezi? Nu mi se pare că ești roșu. Ba, da, sunt roșu, am tot felul de... Am 1000 de probleme, măi, Ilona. 1000 de probleme cu corpul ăsta, nu mai îl suport. În primul rând, că eu am auzit, Ilona, că frumusețea e trecătoare. Bă, dar la mine a trecut foarte repede, practic n-ați decât primul an de viață. Eu cred că pe la mine n-a trecut mai deloc, dacă e să mă întrebi. Adică crezi că a rămas și acum? Nu, eu cred că a trecut razant așa. A, pe tine te-au culit total. Când a trecut. Poate fi trecut, dar nu m-a găsit. Nu te-a găsit dacă tu umbli breambura, cum zice mama. A venit primele 25 de lei de la Irma, mulțumim Irma. S-a luat salariu, cred că. Aia, jumatea lunii. Și pentru o jumătate sticlă de vin. Dedicație. S-a căsătorit? Glumești. Așa zice. Da, domnul bătrân. Domnul bătrân, vreți să fiu cinstit cu dumneavoastră, Alex, să fiu cinstit cu tine? Nu o să ajungă niciun leu la tata meu. Niciun leu. Că vremurile e grele, timpurile e grele și ei nu-mi dă mie, eu nu le dau lor. Adică... Dar la mine o să ajungă, sper. Dăm banii de la tata lui Marius. Felicitări numai care să piatră, dacă e adevărat. Poate ne trimiți o poză cu tine care ești mireasă, că eu nu sau pot să cred. Sau poate cu sticla. Sau poate, da, nu știu, nu cunosc. Da, asta spuneam, că pe mine, la mine frumusețea a ținut practic primul an de viață, când toată lumea spunea ce frumușel e, ce frumușel, după care de la al doilea an încolo s-a cam... a trecut. S-a vestejit, s-a scuturat.
Da, nu știu, eu ți-am zis ce cred. Da. Mă rog, acum, dacă am fi toți frumoși, cine ar mai juca în teatrul personajului? Sau era și beată la o adică. Cum? Sau era beată când a trecut, că mi-a pus nasul strâm, nu mi-a făcut frumos. Bă, ție ți-a dat, pe de altă parte, hai să recunoaștem, nu poți să-ți dea de toate, ți-a dat deșteptăciune. Adică tu ești una dintre cele mai performante minți din București dacă te-ai apucat tu să faci lucruri. Dar tu nu te apuci. Nu. Asta este. Că dacă te-ai apucat de scris, să scrii cărți, de exemplu, sau să te apuci de gătit, sau să tu ai avea, deci tu cred că ai un IQ peste medie, dacă să mă întrebi. Băi, problema este că nu am nici timp, știi, n-am mai avut timp, că dacă era eu aveam până acum volume scrise. Dar eu acum n-am avut timp. Da. Asta e chestia. Am înțeles, dar primele 3 luni de pandemie ce? Primele 3 luni de pandemie nici nu mai știu ce am făcut. Îți spun eu, nimic. A, da, corect. Corect. Dacă făceam ceva remarcabil, mi-a ceam aminte. Da, da, și dacă ai făcut nimic. Dacă n-am făcut, nici mai știu. Că au trecut zilele una pe alta, știi? A trecut zilele, da. S-a căsătorit Irma, felicitări, casă de piatră. Uite, e adevărat. Gabriel, când de azi a divorțat. Bravo, Gabriel. Poate și te-ai însurat poate cu Irma și nu știi. La mulți ani, domnul Ilie, să fie primit, Doamne ajută, să fie sănătos. Spuneam ceva de nume, Marius, parcă comparație, da. Tatăl meu e Ilie, mama mea e Maria. Ilie și Maria, da? Sau Mariana, cum îi spun prietenii. La mine în casă era tot timpul petrecere, când era zilele astea. Erau multe petreceri. Ziua de nașterea lui tata, ziua de nume al lui tata, ziua de nașterea mamei, ziua de nume al lui mama, a mamei. Și ei s-au gândit așa, mama fiind un pic zgârcituță, ea fiind mai strânsă la pungă. Fiind, ca să zic așa, pe românește, foarte chitroasă. Da? A zis, când a botezat, toată lumea a zis să-i punem un nume de ăsta, de Vasile Gheorghe, de calendar. Și mama a zis să n-aud. Nu vreau ca băiatul meu să aibă nume ca să trebuiască să cheltuiască bani, să facă petreceri, să dea de băut. Și atunci a ales un nume franțuzesc, Marius. Corect. Are și dreptate. Știi? Și atunci eu nu am. Dar ci că tot nu m-a nimerit, că Marius, ci că vine tot de la Maria. Și eu de Eu știu ce am fost supărată toată viața mea, că eu niciodată nu mă duceam, frate, cu bomboane la școală, că ziua mea era în vacanță. Deci toată viața m-a durut treaba asta. Mie îmi plăcea când se duceau copiii la școală, serveau cu bomboane colegii, se cânta la mulți ani și ziua mea era în vacanță. Niciodată nu puteam să duc și eu bomboane la școală. Bă, eu am fost foarte tare pe treaba asta, să știi. Eu nu știu cum tot timpul când era ziua mea, nu găseam banii de bomboane. Mă precipitam, plecam fără, greșeam, tot timpul făceam ceva rău. Ți-am povestit de ziua mea, că mi-am făcut ziua mea? Nu, dar dacă ești așa, e clar că e ceva. Vai de mine, Ilonu, fii atent. Ai făcut un tren? Nu, lasă, aia în tren era mare. Am făcut un tren eu cu mine, mă, și cu o bere în mână. Și am plâns și am zis, ce viață de artist trist am. Se părea că foarte trist și că așa trebuie să fie un artist. Dar nu mai bea, bă, din sticlă. Ia mai bea o dată. Că s-a văzut ceva. S-a întâmplat ceva. Ce chestie? Dar ce se vede? Bă, nu știu, cred că am un efect pus sau ceva, habar n-am, nu știu, se vede... Nu știu, mine, dă-o mai la stânga, la dreapta, la dreapta încă, e acolo, nu știu, mine acolo. Da, am green screen, uite. Mamă, ce tare ești totuși ca persoană, ca femeie, ca nevastă. Știi de ce? Ca să nu se vadă brandul din care beau. Eu am înțeles, de ce bei de sticlă, am înțeles. Bere. Dar de ce bei din sticlă, ca bețivile de la... Ce? Bere. Dar din sticlă, bă, ca... Hai, mă, zi cu ziua ta. Prostituatele de pe centură? Zi cu ziua ta. Răptătăr! Eram eu certat cu copiii din blocul Z1 de la Iași. Vedeți că ne-a trimis doamna Irma, ne-a trimis poză pe mail cu căsătoria ei. Haideți să dăm poza live în direct la noi. News alert, bagă news alert, prime time, news alert, toate alea, news alert. Iubitul meu este născut de Sfânta Maria, mama lui a zis să-i pună numele Mădălin, de la Maria. E bine, bun. Foarte bine. A prins numai Mau, dar Dălin, de la, mă rog. Hello, San Chris. Așa, și m-am certat cu toți copiii din bloc, m-am certat cu ei, m-am certat. Mie nu-mi plăcea să mă cer, că nu se mai juca nimeni cu mine. Și așa se jucau foarte puțin copii cu mine, că eram foarte enervant. Bun. Și zic, cum să mă împac cu copiii, cum să mă împac cu copiii. Și am născocit eu, Ilonu, într-o zi de 9 august, să zicem, da? E ziua ta. Că e ziua mea.
Ai zis că ești gata, ai mințit. M-am dus la toate ușile care avea copii, nu la uși fără copii. Deci ușa și copilul. Și am bătut frumos, am sărumâna, tanti Cerasela, îl lăsați pe Petricuță la ziua mea, că în seara asta că e ziua mea. Vai, ce drăguț, bravo, sigur, hai că... Da, așa. M-am dus la toate, la toate ușile copii. Acum mama când s-a dus la piață, s-a întâlnit cu doamna Iurea, de la etajul 3, care a zis... Și m-am întrebat, normal, firesc, ce face doamna Iurea? Ei, ne pregătim. Mama a zis, bravo. Am luat o mașinuță frumoasă. Ea avea două fetițe. Mama a zis, bravo, na, ce să zic acum? Era normal. Să fie sănătoase, fetițele să joace cu mașinuța. Așa. Am mai mers la colțul blocului, domnul Vasile, de la etajul 4. Ne vedem diseară. Mama n-a zis nici da, nici ba, că nu știa ce se întâmplă, adică o invită omul, îi propune ceva indecent, n-avea cum să zică, n-avea ce să zică, dar ne vedem diseară. Suna pornografic. A venit mama acasă, zice, băi, ceva ciudat cu oamenii ăștia, tot mă întâlnesc cu ei pe bloc și tot îmi zic, îmi fac așa cu ochiul, nu știu ce am zis, am ceva greșit la haine, s-a întâmplat ceva, eu mâlc, nimic n-am scos. Pă la ora 7 seara, încep să bată la ușă. Bună ziua, la mulți ani, să vă trăiască copilul. Mama a zis, bună ziua, care copil? Păi, nu-i ziua lui Marius, ne-a invitat la zi. Păi nu e ziua lui Marius azi. Și în timpul ăsta începeau să vină, știi? Și în fața ușii, mama nu-i primea în casă, atenție, nu-i primea în casă. În fața ușii mele erau copii cu cadouri și cu mamele și copii cu cadouri. Eu eram deja terminat în dormitor. Asta e foarte bună povestire, asta e foarte bună. E super bună. Trebuie să fac un scurtmetraj. Scurtmetraj, da, e foarte tare. Dar dacă îmi fură cineva ideea asta, să țineți cont, oameni buni, cei 1000 de oameni, că sunt doar 1000. Tu vezi că se micșorează targetul. Dați și voi un share pe Facebook cum ar veni. Hai să dăm, uite, acum cu toții care avem Facebook, să punem pe Facebook-ul nostru că ar fi cumva emisiunea asta, că poate nu rămânem la 1000 asta, că parcă stăm la 1000 asta de o... Bine, adevărul că la cum ne-am targetat noi ca emisiune, ce să zic? Eu chiar acum îi dau. Și eu îi dau. Ați vrut emisiune cu de intelectuali? Emisiune de intelectuali aveți. Putea să înjurăm, să ne băgăm deștele în nas sau să facem lucruri care să prindă la public. Dar tu nu și nu, că vrei cu intelectual. Deci Vlad, cum Vlad Logigan, odată, pac. Ilona Brezoianu, pac. Ilona Brezoianu, pac. Arond, cine mai e? Dară Duleanu, care e Dară Duleanu, unde e? Da, ăștia trei. Acum live. Acum live. Live cum se scrie? Live, da? Live. Gata, eu am postat. Felicitări. Mulțumesc frumos, a dat share, vă mulțumim din suflet. Așa, și mama mea, în loc să-i cheme în casă, să-l trimite pe tata, să zică, te ia și ia tu două sticle de Pepsi. Fă acolo frumos la oameni, că lasă, că nu-s copii, nu-i ziua lui, dar dacă copiii, du-te, cumpără un tort. Vorba aia. Mama m-a chemat pe mine și a zis, Marius, Marius, vin încoa, vin încoa, vin aici, vin încoa. Măi, e ziua ta azi? Nu, mămică. Măi, zi ziua ta? Nu, mămică, am greșit, iartă-mă. Toți copiii se uitau la mine, erau în fața ușii, eram în casă. A venit tata cu cureaua scoasă, frumos, cum se practica la noi în Moldova. Ai săracul de tine. E, săracul de mine. Dar pe-n capul se... Și a început cu curelușa aia frumoasă să mă bată în fața la copii. Copiii râdea că era... N-a fost unul să zică. Nu mai dați, domnule, că vai de capul lui. Nu vedeți? E, și uite așa, asta. Mama a închis ușa la oameni și a rămas bătaia în casă. Copiii s-a dus cu... După aia n-au mai vorbit cu mine, nici părinții, nici copiii. Nu mai vorbea nimeni cu mine. Și m-a mai făcut de râs. Când spunea, uite, uite-l pe ăla cu zi de naștere, nu e. De ziua mea, ce să mai invit, Ilono? Că mi-era rușine să mai invit pe cineva de ziua mea. Că nu mă mai credea nici nimeni, știi, cu Petricu. Bă, lasă-ne, că am dat și banii pe cadou. Iar ne cheamă ăsta să-și bată joc de noi, să bată măsa cu tasul acolo de față cu noi. Și m-a răzbunat, Ilono. Am crescut. Dar de ce era așa mincinos? Toată copilăria am fost mincinos. Și toată adolescența. Practic și la maturitate. Îmi place mult. Minți așa? Da, îmi place mult să mint. Ok, am înțeles. Adică mai mint, mai nu mint,
mai mint și după aia las să văd cum cade. Lasă-o așa, da. Cel mai mult îmi place să mint pe Dan Rădulescu. Că la... Ia uite-l. Bună seara. Da, Dani. Iubite. Bună seara, iubite, te aștept ca și când. Ce da, faci? Zilon, bă, m-am gândit la tine aseară. Cum ai avut un spectacol și a pornit uraganul, mă? Păi n-am mai avut. Păi știu, ai avut și un spectacol în pandemia. Era plin de oameni acolo, te așteptau oamenii, își luaseră bilete, era full, era faină, nu vine să cred. Băi, dar știi cum a fost? Toată ziua a fost vreme ok, mi-am făcut ghiozdănelul, mi-am pus pantofiorii, blugii, tot un ghiozdan. Cum am ieșit afară? Ca-pa-la-pa-pa-pum! Am început o furtură din aia, am ajuns fleașca acolo în parc. Hai puțin, că nu am înțeles o chestie. Tu joci cu hainele tale de acasă? Se mai întâmplă, da. Voi n-aveți cabiniere, cum avem noi, și să vină costumele la scenă și să vină machiajele? Voi veniți cu ele în sacoșe de acasă? Dragă Marius, tu la Godot aveai cabinieră personală, cumva? Pe mine mă îmbrăca și mă dezbrăca tot timpul Lia Bugnar. Bine, dar asta din alte motive, nu artistic. Nu știu care motiv mă interesează mai puțin. Mă interesează că nu puneam mâna pe ele, că mi-e scârbă. Ei bine, da. Eu mă îmbrac singur. Da. Până la ce vârstă este îmbrac singur? Nu știu dacă observați, dar am încercat ceva nou aici. Da, este o apariție. Deci, practic, ești tu, Brad Pitt și cu... Ăsta care a jucat în Shallow, cum zice? Brad Pitt. În Shiloh, cu Bradley Cooper. Bradley Cooper. Voi ce mai sunteți pe piață, valabile așa, care să prindă? Eu am auzit că eu cu George Clooney am fi, adică pe zona aia aș fi eu, mai degrabă. Da, pe zona Pantelimon, Titan... Nu, George Clooney. Nu, eu am înțeles cine e George Clooney, dar... Uite, parcă ești Tudor Chirilă cu decolteu. Filme grele, nu ne jucăm. Bă, Ilona. Da, mă. Stai un pic că vreau să termin o poveste și imediat, dar nu poți discuta. Măi, Ilona, și după aia, după ce am luat o bătaie și așa și așa, am zis că cresc mare și mă... Domnul Alexandru. Domnul Bătăi. Eu nu înțeleg, adică, pentru smântâna lui Dan. Bine că nu vede, Dan, ce mă bucur, că banii rămân la mine. Asta e viața. Și după ce am luat o bătaie de la părinte... Banii mei! Bă, dar mai lasă-mă, bă, frate, să-mi fac emisiunea. Ești ca, nici ca păduchile de te bagi în frunte. Și eu... Băi, Luna, eu îl dau afară. Îl dau afară și îl las afară să răcească. Și m-am răzbunat în loc, am crescut mare, am zis, mă apuc eu de băutură, mă apuc de fumat. Chiar am vrut să mă apuc și de prea curvie. Dar n-am avut... Dar bine că ai apucat, Marius. Băi, Luna, n-am avut cum. Păi aia zic, că m-am piedicat acolo. Știi că bețiv putea să devin că era ușor. Îmi luam săniuța de aici, putea să fie oricât de ieftină. De țigări găsești chiștoace, găsești țigări, deci nu trebuie să ai. Dar la prea curvie mai aveam nevoie de cum ar veni materialul clientului. Ori eu nu aveam materialul clientului. Aici m-am încurcat. Altfel le aveam pe toate trei. Că nu era Buluc la tine acolo. Bă, Buluc n-a fost, că n-avea pe ce. Că uite-te și tu. Dacă spun că mie mi-a trecut frumusețea foarte repede. Am înțeles? Da. Unde-i vinul, Marius? Bravo! Mama, vorbeam azi cu mama, că am sunat și eu să zic la mulți ani lui tata. Bine, mi-a atras cineva atenția pe Facebook, am văzut dimineață, stai liniștită. Că iar nu rețineam. Și să-ți povestesc cu aia cu vestul mama, dată la mulți ani, că am uitat că e ziua lui mama. Pur și simplu am uitat. Dar domnul nostru invitat nu a apărut? Domnul nostru invitat n-a apărut, dar poate apare. Dar... Doamne ajută! Stai că vreau să-ți povestesc cu ea ziua la mulți ani lui mama, odată ți-am povestit? Nu. Da. Că dar uita. Dan, că trebuie să fug repede, că am o urgență. Ce urgență? Ai zis și nouă. Dumnezeule mare. Iute! Acum. Da, uite că a venit. Vai. Eram aici, dar vă ascultam, cu am râs la aia cu copilăria, Marius, cu ziua ta și am uitat că trebuie să intru și eu și vă ascultam așa și după a început Dan. Că te-am auzit, Dan, ieri la când făceați probe de microfon. A, ce ciudat, mă văd invers aici. Da, nu? Da, te pozam din balcon, dar am auzit târziu proba de microfon și te oprisei și după aia mi s-a făcut milă când am văzut ce a început. Ia uite. Tot rău se bine, că s-a amânat, va fi miercuri pe 29, de la o oră mai târzie, deci e numai bine. Se întunecă, o să fie mai ok. S-ar putea să plouă atunci. Cine ți-a spus că nu plouă? Avea spectatori sau era gol? Aveau. Era soldat. Era soldat. Da. Era soldat. Ia, că a venit și... A fost-o.
Bună seara! Bună seara! Ce faci, Ilono? De scuze, am băut o bere și... Vlăduț, ai posibilitatea să pui telefonul pe lat? Da. Că ar fi mai bine. Hai să te scot un pic, sau nu? Așa, spune-l pe lat. Aha. Mai bine. Mamă, acum ești perfect. Perfect. Păi vorbeam Vlăduț, de copilăria mea, din care practic ai fost tu parte, o bucățică din ea. Un pic, da, un pic. Un pic ai făcut și tu. Știți că noi am copilărit împreună? Nu. Ba da. Da, într-un fel. Eram la aceeași trupă de amatori de la Palatul Copiilor, de copii. Era generația de liceu și eu eram de gimnaziu. Eu am rămas acum la amatori, că m-am trăit cu Ioana Brezoianu, tot la amatori. Era și ea. Și m-am dus tot la amatori. Păi da, Vlăduț, unde să mă primească la profesioniști? La amatori. Da, noi cu Vlăduț am făcut la teatru, la Clubul Copiilor și Oimilor Patriei. Noi am fost acolo, eram... Da. Bine, era mai mic ca mine, dar le-am povestit, nu știu dacă v-am povestit, cum avea profesorul nostru. Tu ai făcut tot la profesor, la Damian. La Damian, da, da, tot. Ei, profesorul nostru, Ilona, avea niște fișe pentru toți copiii. Așa. Da, 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 da. Scria tot timpul, scria așa, fii atent, Ilona, scria așa. S, 5, M, 4, T, 3. Da. Băi, era o bătaie, când prindeam fișe, uitam, eu aveam la S, 3 și Vlăduț avea 5, de exemplu. Bă, și nu ne spunea niciodată ce înseamnă S, M, T, alea, știi? Păi asta, dar i-am spart codul într-o zi. Într-o zi este, acum îi spart codul? Păi m-am prins că el scria, erau de fapt inițiale de la D, dicție, M, mișcare, T, text, înălțime. Improvizație. Înălțime, da, înălțime, toate alea, știi? Da, da, număr de la pantof și mărimea de la... Exact. Și atunci ne-am dat seama că, da, era o concurență acerbă acolo, să știi. Păi care erau? Deci era D pentru dicție. Da. Și ce mai era? Mă, mișcare, I, improvizație, asta, fabulă, poezie, pantomimă. Știi că făceam din astea, mă rog, oarecum aia nu era pantomimă ce făceam noi acolo. Marius era bun pe M, nu? La M cred că avea notă mare. Cred că ești nesimțit. Da, el avea 2 de M la M. Păi era Marius Manole, nesimțitule, și nu mai bate joc de mine. Da. Era Marius Mișcare. Marius Mișcare. Da, de la Maia Morgenstern nu mai auzise nimeni. Da, eram bun pe mișcare, noi eram toți buni pe mișcare acolo. Nu, mai tu erai bun pe mișcare. Hai ca și tu erai. Era bun pe pantomimă. Erau. Ce faci, Lucuțule? Tocmai ai primit 100 de lei. Da, băi, dai dat și voi lui Dan din banii ăștia? Da, bravo! Face mă, muncă da, da, nu fine. Nimic, nici un leu. Vai de mine, cum l-au scris, măi? Afară! Cerșetorule! Cerșetorule! Vlăduțule, ce face el? Pe canapea. Ce să fac? Mă țin ocupat, că eu nu joc, pentru că nu prea se proiectează spectacolele care joc să fie jucate în parcuri sau decoruri din alea complicate și așa. Și atunci am început cu câțiva studenți care au chef și noi ce face un workshop de introducere în clovnerie, facem în Cismigiu și într-un curte. Și de azi dimineață m-au chemat la în IORE, un ATC, o facultate, să țin pregătirea pentru admitere cu câțiva care s-au înscris la pregătirea asta. Am înțeles. Deci fac și ceva, nu știu, mă bucur că nu mai stau degeaba. Ai stat un pic închis în casă, este? Mamă, nu vreau să povestesc despre asta, e groaznic, frate. Deci nu doresc nici lui Kim Jong-un ăla, cum îl cheamă, așa ceva. Băi, am crezut că chem salvarea, tu înțelegi? Nu mă puteam opri din... Nu înțeleg de ce, cum, adică... Nu știu, că am fost și eu fraier și am luat-o de bun așa, că să nu încalc, să fiu corect, să nu păcălesc, să nu... Asta ai făcut foarte bine, dar totuși ești în parc acolo, adică în parc, parcă era închis. Deci eu, ești tu... din scară și e așa la 10 metri de intrarea în bloc, e intrarea în parc și vezi afișul ăla cu parc închis și garduri și ăia care se plimbă înăuntru să te amendeze dacă intri. Asta a fost. Dar acum s-a dat drumul. Bine că a trecut. A trecut. Dar uite că totuși în perioada asta de cât ai stat în casă, ai descoperit și tu online-ul. Da, da, păi da, de singurătate mai vorbeam cu oamenii pe live-uri, am mai făcut filmulețe, parodii. Ce să faci? Am mai râs și eu, adevărul că la unele am râs și eu ca bou, așa că m-am dus ca... dar asta, de asta eu zic, mă, că trebuie să stai în permanență cu cineva, că dacă te prinde pandemia închis în casă, stai pe cineva închis în casă cu tine. Numai, dar am zis că dacă iese cu izolare direct, iau 3 femei, 2 bărbați și un câine. Corect. Și o pă din aia goflabilă.
Corect. Care aș vrea să fie fecioară, ca zodie, zic. Da, corect. Da. Și atunci nu mai stai închis în casă. Da, nu mai. Am fost la sex shop din ăsta, mi-am luat tot ce am găsit acolo, ca să fiu pregătit, că cine știe pe cine iau și are nevoie de... Hai mă, nu te-ai luat tot, Vlad. Tot, am tot. Deci pot să deschis și eu un magazin. Am cătușe, am lanțuri, am bandă, am dop de fund, am dop de urechi, am dop de toate. Nu mai, sunt pregătit. Gel de bărbați, de femeie, de ce vrei tu. Acum, când ai văzut câte casă. Când am ieșit din casă, am zis să fiu pregătit. Oricine mă nimeresc în izolarea următoare, să pot mulțumi. Că e gâscă, că e om, că e, nu contează. Dar tu înainte erai cu gătitul, cu astea, sau te-ai apucat de gătit? Adică Nu, acum. Când martie m-au rupt la bani comenzile, că comandam de două ori pe zi și când am văzut că nu mai am niciun bani... Care actor ai văzut că mănâncă de două ori pe zi? Te-ai dus și păi tu... A doua comandă era tot timpul de la Dan Puric. Mâncai așa pe... Da, ca să nu... Că dieta, îmi zice nutriționistul, trebuie să mănânci de la Dan Puric o dată pe zi. Te-am urât toată viața mea că e slab. Toată viața mea te-am urât. Poți să spun pe internet, la oameni. Ce e slab, de ce te plângi, că nu ești gras? Nu l-ai văzut tu de mult, că de-abia dă 3 mici la tenis acolo și lehăie pe teren. Draga mea, stai un pic, Vlădu. Nu, stai că s-a deschis un meci personal. Stai un pic, Vlădu, îmi pare rău, stai puțin. Scuze-mă, cât ai luat azi bătaie? Eu? 6-2. 6-2-6-1. 6-2-6-1. Nu, 6-2-6-2. Nu, 6-2-6-1. Mă rog. Eu am un carnetel pe care scriu acasă când vin de la tenis. Stai un pic, că mai am... Scuze, Dan. Nu s-a ajuns la un rezultat concludent. S-a terminat înainte să ajungem la un rezultat concludent. A jos și tu cu ei, Dan? Jos și tu tenis? Cum adică el, că n-are tenis. Eu am învățat tot ce știu. Eu le-am pus racheta în mână. Nu știam. Okay. N-are prieten, ți-e milă de el. E un om care trebuie să-l ții pe lângă tine, că se plictisește, să... E vai de capul lui. Ești afară. Da. Se plictisește la tot patru din că n-are prieten, n-are de niciunele. E vai de el. Cred că asta e valabil pentru toți patru. Asta e problema. Băi, să știi că nici eu n-am. Adică mi-am făcut vreo două conturi de Facebook de unde scriu eu mie mesaje ca să am la ce să-mi răspund. Știi? Ai luat așa de taie, te trebuie pastile, Vlăduț. Am avut mult timp liber, Marius. Am 200 de followers care sunt eu. Dacă nu e adevărat. Lasă că intrai pe live-urile alea și erau o grămadă de fani. Nu, mă, dar din ăștia care sunt, 200 sunt eu, cu nume diferite. Măi, glumind, neglumind, există oameni din ăștia care au câte 5-6 conturi fake și își dau singuri like, share și din astea? Știți că se practică asta? Nu cred. Da, exact. Trebuie să fie sigur, nu fie, e imposibil să nu fie. Are dreptate, Dan, că e logic. Unii sigur au. Mie mi se pare prea mult. Azi am încercat să fac TikTok și deja băi, am nebunit câte conturi să am. Și Instagram, și Facebook, și Facebook din ăla cu oficială. Și... Băi, dar ai să râzi, la TikTok te potrivești cu alea. Că pentru TikTok alea ce făceai tu pe Instagram. Da, se poate, nu știu. Vă încerc câteva zile, văd dacă nu mi se pare prost și îl șterg sau nu. E mișto, că și eu am și îmi place să fac. Nu mai fac în ultima vreme, dar am ceva activitate acolo. Și Gabriel când te-ai dat singur? Dar ce-ți dai singur tu? Iartă-mă că te întreb, Gabriel. Își dă singur like-uri și comentarii. Ah, scuze, am înțeles. Își dă singur. Eu nu dă singur, am zis cine știe. Unii reușesc să-și dea singuri. Și că uite, este cartea super a lui Agassi. V-am zis că e o carte foarte bine scrisă. Și să mai citiți tot de același autor, nu pot să-l pronunț, că e ceva Menger, așa, Dulcele Bar, care este o carte extrem de frumoasă. Extrem de frumoasă. Cred că o găsiți pe EMAG și pe aia, Dulcele Bar. Ce e, Vlădoane? Mă uitam unde am camera, ca să știu unde mă uit. Camera e pe telefon. Ai și tu un triptic. Nu, te rog. Dar tu dacă înscrieai de la începutul pandemiei, eu te treceam ușor pe o doză mică de Cipralex la început. De ce este calmant? E un pic mai mult decât calmantul. Îți vedeam un pic Cipralex la început, după aia combinam... Pentru elefanți. Nu, chiar e pentru oameni. După aia combinam ușor cu o jumătate de Xanax seara și erai foarte bine toată pandemia. Eu îți spun. Da. Practic mă supăram că se termină. Exact. Când ești de pandemie, ziceai...
Da. Îmi-a... O luatem, l-am dat cu băutul un pic și m-am zis, opa, stai, ia ușor, ia ușor, ia hai cu sport, ia hai cu niște... Tot am luat-o. Da, am luat-o cu băutul, nu e ok de la... Tot, nu? Uite-l și pe ăla cu berea. Și tu bei, mă, din sticlă, bă, frate! Poftim? N-aveți pahare în casă? Păi berea nu se bea, mă, din pahar. Ce farmec mai are dacă nu bei berea așa? Nu se bea berea din pahar? Băi, Ilona, berea se bea din butoi. Ce farmec are dacă nu bei din butoi? Sau așa, sau din halbă. Filmulețele cu Dan la tenis sunt de TikTok fără niciun edit, zice Sorin Matei. Ce filmulețe, mă? Ai pus, da, tu, Ilona? Contează. Never mind. Stai, mă, fiindcă contează. Ce filmulețe ai pus cu Dan? Dezgolit în juca tenis? Ai pus ceva și vrei să o bagi sub covor acum, repede? Am pus ceva cu tine, Dane. Păi nu, că ai zis imediat, nu mă contează, nu, lasă, nu contează. Da, nu, pe TikTok ești faimos cu tenisul. Cred că e o glumă. Cred că e o glumă, o apreciem și trecem mai departe, nu? Da, e o glumă și nu, cred că e o glumă, trebuie să cauți. Acum Ilona și șters. Da. Vlad, ne bucurăm cu live-urile lui de la 22:30, după ce vedem live-urile voastre. Foarte frumos, uite. Tu mai faci live-urile pe Insta? Nu, n-am mai făcut de când am ieșit din casă, din 15 mai. Păi vezi, mă, Vlăduț, consecvența, mă, frate, fanii, să știi că fanii stau... Păi... E mai mult să... Da, poate ar trebui, dar și scăzut foarte tare traficul pe net și Riciu... Mai, da, noi pentru trafic facem. Noi facem pentru dragostea de public, Vlad. Băi, nu, eu făceam de plictiseală, sincer. Adică singur în casă aici, l-am dat, mi se părea că aud viori din alea din Hitchcock. Și că vine un psihopat să mă omoare și așa vorbim cu oameni, parcă mai trecea seara, mă mai îmbătam cu niște vin și uite, trecea ziua. Uite așa, oameni singuri. Poate reiau din toamnă sau nu știu. Deocamdată mă bucur că suntem afară și putem să ne vedem cu alți oameni. Și stai pe afară, stai pe la terasă, pe la asta, ai fost la vama, ai fost la mare? N-am fost, mă duc în august, mi-am luat. Ți-ai luat ce? Ți-ai luat pe bonuri? Ți-ai luat pe bonuri? Nu pe bonuri, că mi-au dat bonurile după ce mi-am făcut cazare. Dar la mine nu e cu bonuri, că eu sunt la facultate, e cu card. Aceeași sumă îți intră pe card și plătești cu card. Aoleu, păi mai bine la ei la facultate. Da, la mic am înțeles că au primit bonuri, dar e același lucru, adică dai bonurile sau plătești cu cardul tot aia. Anul ăsta au băgat card și la teatre, cică. Da? La voi aveți card? La mine au băgat card de intrare în teatru. Da, la Național au băgat. Acolo plătești, de câte ori intri la Național plătești câte 20, 30, 40 de lei. Fii mândru pe prima scenă a țării și dai bani, bani de acolo. Absolut, dar chiar și pe holuri, chiar și în lift. Îți dai seama. Numai la Marius, de ce au băgat atâtea controle la voi la Național? Că e ca la aeroport, așa. A furat cineva ceva de pe acolo? Da, e prima scenă a țării, actorii cei mai importanți din țară. Păi dacă aia pățește ceva, noi toți suntem asigurați ca voce, ca corp. Spre protejarea persoanelor. Păi cum e să... E teroriști acolo. Mulți, în jur. Abia așteaptă să omoare actorii, să-i... Păi noi ne spală cineva pe mâini. Ne spală pe dinți cineva când intrăm în teatru. După aia ne face duc. Ne îmbracă în costume, ne machiază. Păi dar noi odată, dar noi punem mâna pe ceva. Eu știu. Iar la prostiile, trebuie să citim asta. Vlad, ești un actor minunat. Țarul Ivan, Crimă și pedeapsă, Richard II, Papagalul mut. Ia uite. Mulțumesc din suflet, mulțumesc. N-a lăsat un număr de telefon. Cred că vă găsiți pe Instagram, dacă e după aia. Mulțumesc lui S.D. CD mi-a scris asta. Da. Eu mi-am scris de pe alt cont, îți dai seama, fix acum, cu mâna asta. Măi, Luna, tu ai cont offshore? Nu. Și eu nu. Cont offshore? Tu n-ai cont offshore? Adică domnul Țiriac are cont offshore și tu n-ai cont offshore? Dar Ilona e un pic absent astăzi, nu știu ce-i cu ea. Ce se întâmplă cu tine? Păi m-a ciupit berea asta dacă... Unde primești mita, Ilona? Un cont din ăla în Panama sau prin Liechtenstein? Unde primești mita când faci tu contractele la fraudate cu statul? Băi, nu, eu mă gândeam doar că mi se pare, adică știu că Vlad nu vrea să vorbească despre asta, dar mi se pare foarte nasol. Acum am auzit și interviul ăsta cu Andreea Esca și sunt așa un pic bulversată și mă gândesc la oamenii care au trăit pandemia asta singuri și cred că e foarte nasol. Adică eu sunt ușor... E foarte ciudat. Nu te pregătește nimeni pentru asta și ce e mai ciudat e că faci o formă de psihoză pe care nu o conștientizezi decât la un dat când ai făcut ceva, ai zis unui om ceva foarte nașpa și tu n-ai vrut de fapt. Ți se pare că ai dreptate, că e ok, că așa e adevărul.
Și zic, bă, stai puțin, că nu e, am zis ceva tâmpit, nu, stai. Și nu ți-ai dat seama când ai luat-o pe, știi, e o graniță super fină așa, asta e ciudat, că nu-ți dai seama de trecere, când te îmbeți știi că te-ai îmbătat. Dar aici, poate e ciudat, depinde, da. Nici cu băutul nu-ți dai seama mereu, tot așa, uneori îți dai seama după aia. Nu, dar când te îmbeți, l-am dat, e clar că ți se împleticezi mâinile, picioarele, vorbești prost și ești beat. Dar tu ai pățit asta să pierzi un pic șirul zilelor și al săptămânilor, așa, că eu asta am constatat, că nu mai dădeam seama ce zi e, ce lună e, ce se întâmplă, ce am făcut săptămâna asta. Nu, că am ținut cursurile de la facultate pe online și atunci aveam luni, marți, miercuri, joi, vineri, după amiaza de la 3 sau la 2, la 7. A intrat 50 de ron. Eu zic ca la nuntă. A intrat 50 de ron ca să știți. Să trăiască. Să trăiască cine a dat. Da. Și pe mine m-a tușat tare interviul cu Andrei Esca. Și, bă, știți ce nu înțeleg eu la chestia asta? Ce nu înțeleg eu la chestia asta, apropo că vorbim aici între noi? Mă, nu înțeleg de ce cineva e obligat să dea explicații pentru viața lui. Mie asta îmi scapă, frate. Păi nu e obligat, așa a vrut ea. Când a vrut să explice, a explicat. Ba nu, a spus CTP-ul să iasă, s-ar fi frumos să iasă, să dea niște explicații. Lumea de pe Facebook, să vezi cum vorbește lumea pe Facebook. Dacă te uiți la ea pe Facebook, poți să mori. Mori de inimă, îți vine să-ți crape inima, să pleci din țară cu primul avion, să te duci undeva. Dar în... ce zic? Așa, ca idee, ce prostie. Au linșat-o pe Facebook sau despre ce vorbim? Da. Deci au făcut-o în toate felurile, că mai ales că e plătită să spună care că a avut COVID. Câți bani ați luat, doamna Andreea Esca? Dar cât de prost să fii să crezi că cineva vine așa? Băi, mie mi-a murit o rudă de COVID și ai mei sunt în familie 7 doctori la Iași, inclusiv boli infecțioase. Am o mătușă care a tratat din ăștia în costum din ăla, ca pe Marte, în martie. Și i-au murit pacienți, pe unii i-a salvat și ce e ciudat e că virusul ăsta e jumate gripă și jumate boală imunodeficitară, adică nu mai faci anticorpi să te poți lupta cu gripa și se umflă plămânii, că de-aia zic ăștia, bă, nu știu, e greu de spus de ce a murit. Păi e greu pentru că se umflă plămânii până nu mai poți respira și faci stop respirator sau stop cardiorespirator. Că de-aia trebuie intubare. Nu e nicio glumă, adică nu e pe bune, nu e nicio glumă chestia asta, bă, și niciun fel de vrăjeală. Adică, cum să nu, adică nu există. Bă, există, frate. Și nu spune nimeni. Mi-a murit o rudă, bă, sunteți nebuni, adică să te A fost plătită să spună că a murit de COVID. Da, bă, așa și Moș Crăciun la moment aceasta înseamnă că nu există, adică pe bune, reveniți-vă. Da bine, bă, ai ăsta internetul pe nu îl vezi, nu? El există. Dar nu despre asta e vorba, bă, e trist. E foarte trist. Adică vine. Azi am văzut și o veste bună că patriarhul a ieșit în sfârșit cu mască, ceea ce poate le dă un semn că da, adică e frate, trebuia să fac asta din aprilie, după părerea mea, sau din martie, dar fie și așa, e bine și acum. A fost plătit, auzi? A fost plătit și patriarhul. Da, de fapt ăla pe bani face multe chestii. Da. Nu, dar pe bune, adică vezi că vine omul ăla cu garda jos. Vezi că plânge la televizor, vezi că bărbatul e în spital și așa, că vorbește cinstit, frumos. Tu vii și o mai și înjuri, frate. Câtă minte să ai în cap, adică de unde se plece răutatea asta? Nu m-am uitat la video, m-am uitat doar la ce am scris, am văzut în știri și m-a emoționat chestia aia cu soțul care a zis cu ăsta iadul. Aia acolo chiar mi s-a pus un nod în gât. Că s-au supărat pe mine oamenii că am spus că cine nu poartă mască și nu crede în COVID să iasă de pe pagina mea. Vă rog frumos, am zis. Nu am zis. Bă, nenică, nu pot să cred că situația așa cum e și cineva alege așa pur și simplu să nu creadă. Nu ești doctor, nu ești specialist, doar de prin cărți, doar de prin ce citești tu, dă un coro de treabă. Adică atât. Păi da, toți au dreptate în perioada asta și toți știu adevărul. Eu azi cu un taximetrist, când m-am dus în Iore, că n-avea mască și am zis, bă, dacă încep să-i spun, o să-mi spună să mă duc dracului, mă cer cu el, mă, și am început să tușesc. Dar cum tușim noi la crimă acolo la început? Știi cum facem criză? Și bă, numai de zic cât. Și după 40 de secunde s-a uitat așa panicat la mine și a scos o mască de undeva și a pus-o, dat o strâmbă așa cu nasul, nu știu cum. Am vrut să-i fac o poză. Să-l pun pe Facebook. Bă, Vlăduț, acum văzându-te pe tine, îmi dau seama că aia de la firma au dreptate. Noi facem cam mult, bă. Da. Facem un pic cam mult. Acum am dat seama că au păi, și... puțin că e o diferență. În sala de teatru trebuie să ajungă la toți spectatorii de acolo. La film e un singur spectator, camera, care e aici, lângă tine.
Da. Nu joci la fel. La teatru, dacă avea un singur spectator care a stat la un metru de tine sau jumătate de metru, nu mai juca așa, juca mai mic. Când văd camera, se pare că sunt spionat. Eu nu mai fac nimic. Mă uit continuu să văd dacă, la cameră, să văd dacă... Deci eu nu... Nu. N-am. Dar chiar... Zi, Loana, mi se pare că e o întrebare foarte interesantă. Nu vreau că el mi se pare că chiar cam tușește așa. Păi de la fumez, da? Și fumez, da. Dar zi, mă, vreau să... Cum? Nu. Uite, dacă mă lăsam și de fumat, cred că spărgeam pereții aici, îi rupeam de tot. Acum, și fără femei, și fără animal de companie, și fără prieteni, și fără fumat, cred că nu mai exista la Logigan. Acum eram la undeva la nebun. Acum jucai, da. Da. Dar chiar, Vlad, tu cu filmul cum stai? Acum sau în general? Sau... Nu, în general. Ai făcut film, nu? Am făcut niște filme, da. Am jucat în niște filme. În care? În selfie. În primul selfie, în Selfie 69, continuarea, partea a doua, comedie, în Ghinionistul, comedie cu Visul și numai așa, în Moromeții, în Live. Cum? Nu în Basarabia, ăla a fost primul, da. În Basarabia. Da. Ce frumos trebuie să fie, nu e frumos la film, nu? Păi e mai ușor decât la teatru. Știi? Da? Că la teatru se da gong și trebuie să treci prin toate scenele cât de bine poți în seara aia. La film... Scuze, iertați-mă, fumez o țigară și dăm imediat o dublă, că scuze. Poți să greșești textul, se poate, nu mai e pe peliculă cum era la Nuntă în Basarabia, era pe peliculă și când greșeai ceva, actorul, când greșeai o replică sau un gest sau nu te duceai bine în semn sau așa, îi vedeai pe aia de la cameră cum. Da, maoleu. Dar hai să mai facem una. Și erau așa, simțeai că tu ai greșit și că toată echipa, așa, 40 de oameni te-ar omorâ cu bâte, că le-ai omorât niște peliculă, s-a dus dracului din cauza că n-ai fost atent. Acum pe digital e ușor, tragi câte duble ai nevoie, nu mai e așa multă presiune pe actori. Dar oricum, filmele astea m-au făcut super faimos, mega faimos. Cred. De exemplu, un taximetrist, m-am suit într-un taxi și mi-a zis, eu eram în spate și mă se uită în oglinda retrovizoare și zice, a, sunteți actor? Sunteți actor? Că semnați cu un actor, sunteți actor? Semnați cu un actor. Și eu zic, da, cu cine? Nu știu, domnule. Bine, mă, mie pe mine m-a întrebat dacă sunt cineva. Ai bun, e bun. Întrebat, și pe mine m-au recunoscut. Sau sunteți cineva? Am văzut asta, ai zis-o cu Bobo, cred, m-am uitat la emisiunea. Am plătit de două ori, o dată în taxi și o dată la un magazin de rechizite. De rechizite? Îți luai rechizite? Îmi luam niște lemne pentru grătar. Tot un fel de rechizite sunt, da. Bine, m-a întrebat la magazin, dar mi se pare ceva mai departe, nu știu dacă am întrebat. La magazin m-a întrebat când îmi scana produsele. Te știu de undeva. Eu deja eram, nu știu ce. Te știu, de te unde? Știu. Ai lucrat la KFC înainte? Vara trecută? Cumva? No. Și pe mine m-au recunoscut pe aeroport, veneam de la Iași anul trecut și mi-au spus, sunteți domnul din buletin? Și eu am zis, da, puteți trece. Ah, vezi? Bun. Da. Dar la facultate ce se mai întâmplă în perioada asta? Nimic, e închis. N-avem voie să intrăm, n-au voie studenții să intre. Și admiterea? Admiterea se face la început de septembrie, dar încă nu se știe cum. Probabil că așteaptă de la guvern regulile și în funcție de evoluția pandemiei vor hotărâ dacă fac într-o sală cu toate geamurile deschise, dacă fac în curte, dacă... nu știu. Dar există o șansă? Există o șansă să se petreacă online chestia? Da. Da? Da, păi la Yale, de exemplu, am vorbit cu Iura Marius, că a ținut un workshop chiar pentru anul 2 pe Chekhov. Noi făceam Chekhov și eu sunt cu o grupă de anul 2. A ținut 5 zile de workshop pe Zoom și povestea că la Yale nu iau admitere deloc anul ăsta. Anul viitor vor fi tot anul online și că fiecare an rămâne în anul în care e și mai primesc un an bonus. Anul ăsta online care urmează e bonus. Bine, bonus plătit pe 50.000 de dolari. La ei pe bani. La ei pe bani. Da. Măi, Vlăduț, dar chestia asta că sunt 80 de actori într-un an, nu e totuși un pic cam mult? Dar nu sunt 80, Mario. Sunt 3 grupe de 16-17. La un ATC doar? Păi da. La un ATC, vorbim de un ATC, că la un ATC e profesor. Da. Păi la un ATC mă întreb, da. Dar determinat, termină mai mult. În toată țara, aproape 200 în fiecare vară. Am calculat așa, aproximativ. Cu Sibiu, cu Timișoara, cu Galați, cu Constanța, cu tot ce e în țară, aproape 200.
de actori noi în fiecare an. Și unde se duc? Nu se duc păstările toamna, mai nu știu. Papa, papa, ce bei în cana aia? Iată-mă că te întreb. Fumez cam mult. Ceai? Unul ceai? Ceai? Da. Fumez și bei ceai? Da. Domnișoara Iza Stings întreabă dacă fumezi non-stop. E îngrijorată pentru tine. Îi mulțumesc. Nu doar, doar pe internet. Am un contract despre care nu pot să vorbesc. Sunt plătit uriaș. Mi-am luat o vilă. Ah. Și... da, dar e o vilă. Stai că ți-o arăt. Băi, dar până vine Vlad, mie mi se pare foarte ciudat asta, să dai admitere online. A, ce frumoasă e. Da, și e făcută din borcane. Câte chestii mișto ai în casă. Am învățat și eu să fac din astea. Uite, vrei să te arăt? Am făcut un clown. Mă, cât e de slab. Îl urăsc. Și uite, pe ăsta l-am făcut eu. Poți să vinzi de astea, Vlad. Da, știu, m-am gândit că poate fac din astea și ia banii mai să-i dăm, să-i dau pentru și banii să-i dau pentru actori independenți care nu au salarii în perioada asta. A, ce tare. E foarte drăguț. Da. Dar cu ce-l faci? E Fimo se cheamă, e o pastă poliomerică se cheamă și e un fel de plastilină din asta gri. Și pui tot ce vrei, o faci, o bagi la cuptor 20 de minute la foc super mic și după aia se întărește și devine ca o cărămidă. Eu așa și fac cu. Așa și eu la fel, da, am aceeași rețetă. Se întărește și se face ca o cărămidă. Exact. Da, exact. Bă, dar tu chiar cam pucești, Vlad. Și după aia îl pictez. Păi mai am un pic, asta e ultima mea lună. Nu mai, nu prins. Am prins un live ăsta, slavă Domnului. Ăsta rămâne după tine. Îți dai seama că ăsta se uită pe tine. Ăsta e ultimul. Ăsta e ultimul. Ceva, zi o frază memorabilă ca să o dea după aia la televizor să rămână mai mult timp. Ceva, nu știu, ceva așa care și cum ai vrea tu să rămâi istorie. Cum spunea Marele Falepa. Dați drumul la teatre sau ceva ca să putem să punem. Nu știu, stai, lasă-mă să mă gândesc câteva secunde. Lasă că mai tăiem din asta și mai punem. Să fii tu vesel, să râzi, că asta e să fie vesel omul, știi? Exact. Uitați-vă ce vesel era, ce păcat. Gata, e bine, e bine. Avem de unul tăia, gata, strângeți camera. Stop, gata, mergeți acasă. Mulțumim, noapte bună, felicitări echipei. Dar filmulețe pe YouTube mai faci? O să mai pui ceva? Adică mai continui cu... Poate mai la toamnă când se întoarce lumea la... calculator. Da. Dar tu ești convins că ne întoarcem înapoi în casă? Da. Ești convins? Da, absolut convins, da. Doamne. Păi aud asta așa printre nimic oficial, da, așa, și de la facultate și de la mai multe teatre și ați auzit și voi. Nu sunt singurul și aud asta și din poliție și nu mă refer la aia care patrulează. Și oameni care lucrează la birouri. Eu ce bănuiesc e că nu vom juca clar stadiunea asta în toamnă, nimic. Mie clar, dar nu știu dacă să ne întoarcem. Anul viitor, online o să fim. Cine vrea să fie online, cine nu, na. Bă, trebuie să mă apuc să caut bancuri, bă, nenică. O să mai dureze treaba. Bigfoot e blurry. Hai că zic eu în bancă, știi pe ăsta, Dan? Bigfoot e blurry. Nu e vina fotografului. Ce feți aveți să strâi? De eu n-am înțeles. Bigfoot e blurry. Bigfoot e blurry. Bigfoot e blurry. Nu e vina fotografului. A, așa fiindcă e el. Blurry. El blurry. E bun. Bisiule, doamne. Deci trebuie ceva cu poveste. Nu merge cu one-linere din astea. Trebuie cu poveste să dezvoltăm. Ce ca așa la viață. Îți zic și eu unul ca să înțelegi cum am încercat să educ lumea aici, în ce direcție am tot împins de o lună în face. Adică am mai urmărit unele din emisiuni, nu le-am văzut pe toate, dar unele sunt abonați și mă mai uit la unele din ele. Ah, ok. Îți fie rușine. Dar zim bancul, zim. Cine se culcă odată cu găinile, sigur o va face și a doua oară. Vai. Ăsta e momentul în care dau disconnect, scuze. Ăsta e momentul în care eu mă deconectez de la emisiunea asta.
Ne pare rău pentru colegul nostru, ne asumăm. O să le excludem din sânul nostru și mai ales din sânul Ilonei Brezoianu. Da, păi nu. Am auzit că la comedie se vorbește de să-l pensioneze pe Dan. Asta e bună, dragi oameni. Nu, se au... La comedie se vorbește deja să-l pensioneze pe Dan. Deja a trecut la din astea de Teodosiu. Să-l pensioneze înainte să-l treacă și pe el pe categoria aia mare, mă, Vlăduț. Vai, bă, Dan, nu ești, tu ești pantăia. Da, păi, dar s-a supărat Teodosiu că face același gen de glume. Doamne, dar știi că ai dreptate, că bă, n-ai camerele din astea. Nu mă băgați în gura lupului că eu am filmare cu dumnisale. Îmi da, ador. Ce filmezi? Filmez. Zi-mă, ce filmezi? Film, scurtmetraj, reclamă, documentar despre viața lui Teodosiu? N-am voie să spun. Filmează. A, nu e voie. Filmează un serial. Dar de când e secretul mamei asta cu serialele? Dar nu-i secret, eu nu mă feresc de să n-afle mama și tata, că după aia îmi cere bani. Ok. Nu, dar are sens că până facă aia promovarea ca lumea să iasă cu toate alea pe net, nu strici surpriza. Sau mai e o variantă, le e rușine cu el și i-au zis să nu zică că poate îl taie la montaj. Băi, ai să râzi, e foarte posibil. Marius, n-ai voie să zici că e contractul confidențial și pe urmă când se uită pe post zice, ia uite bă, dar nu mai sunt. Băi, eu am mai pățit așa că jucam într-un film și m-am dus să văd filmul și nu mai eram. Taci din gură, nu mai zic. Mai mulți oameni au pățit, mai mulți actori au pățit. Adică mai eram, dar nu mai aveam scenele mele pe care le aveam. Adică rămăsesem așa, că treceam doar pe acolo, ziceam bună, bună și gata. Da. Și am întrebat, mi-a zis, bă, nu din cauza ta, a fost să alungim mult, mă, și de-aia s-a tăiat. Era timpul prea lung. Era, da. Asta este. Da, mă, uite, hai că zic una din asta să fie citat. Fac apel la bunul simț, linia pare mereu ocupată. Asta o păstrăm. Dar să nu uităm și la final să spui ceva ca să fie ultimile cuvinte. Da, când am fost văzut pe internet vreodată. Da, adică ultimile cuvinte. Da, da. Știi că o să ne ridici că o să fie emisiunea cea mai cerută în perioada aia, știi? Păi după ce mor, totul să se uite. Ba, mă, ce băiat era Vlad. Bă, băiatule, ce... Cum a vorbit el cu Marius, cu Ilona și cu Dan. Băi, dar deja îl ambalați așa de plecare. Stai să ne zică cum a făcut 2 ani într-unul, toate astea. Băi, de treabă, corect. Din România care a făcut 2 ani într-unul, ia chiar. Păi zi-ne, Vlad, cum a fost? Ai fost un fel de wonderkid la facultate. Nu știu dacă sunt singurul, n-am căutat prin arhive să aflu chestia asta, dar din întâmplare, de fapt, anul mai mare, care era clasa lui Colceag, eu eram în anul 1, el avea anul 2, trebuia să reprezinte România prin un ATC la un festival cu multe școli de teatru din lume care se întâmpla la Sinaia. Veneau din China, din Thailanda, din Canada, din America de Sud, din tot felul de locuri și țări și așa. Și era, de fapt, m-am dus în locul lui Mișu Bendeac, că Mișu prinsese Un milionar de weekend, primul lui film. Și normal, când prinzi în anul 2 un film, rol principal, te duci să-l filmezi, nu te duci la festivalul vieții cu studenți de teatru. Faci un film. Și m-au luat în locul lui Mișu, că eu intrasem primul la Iași, la Cluj și la București și au zis să luăm pe băiatul ăsta care a intrat primul, nu știu ce. Ieși afară, lasă-mă în pace. A intrat primul la Iași, la Cluj și la București, dă-mă încolo de treabă. Dar ce o fi ăsta, mă, geniu, Luceafur, poezie românești? I-a intrat specială. A intrat 30. Eu închid, de ce deschideți ca să vedem un clown pe perete? Totuși, îl facem. Poți să mă întorc? Da. Poți să mă întorc? Da. A intrat prima, a rămas acolo, că ne-am bucurat mult pentru tine, de-aia am închis un pic ca să ne bucurăm. Deci a intrat primul la Cluj, la București, la Cluj. Iași. Deci la Iași. Mă rog, la Iași era ușor de intrat primul. Deci am intrat unul și de ce. Știi ce nesimțiți au fost aia de la Iași? Am intrat primul cu bursă cu 7,70 ca să nu-mi dea bursă. Dar știi ce nesimțiți au fost aia de la Iași? M-au băgat ultimul. Erau proști la cap. Păi nu, am dat seama că eu intru cumva să-l iau locul sau să-l băgăm ultimul, că îl demoralizăm și pleacă acasă. Ce proști la cap. Da. Așa, și după ce ai fost primul la Cluj, mi-a făcut așa ca să nu-mi dea bursă, mă. Cum să bagi primul student îți intră cu nota 7,70 ca să nu dai bursă un semestru întreg la nimeni.
Da. Și după aia când s-a dus mama să-mi tragă dosarul înapoi că intrasem la București și vrem să rămân la București, se ruga decanul: Doamnă, dar o ciorbă caldă, nicăieri nu-i ca acasă, știți? Mă rog, și am intrat în asta și nu știu. Iluna, se vede prin tine. Ai slăbit, se vede prin tine. Ce, e în chiloți? Nu, se vede prin tine. Ia mai ridic-te în picioare. Ia uite-o. Mamă, rămâi așa, mamă, ce interior superb ai, Ilona. Cum, dragă? Dar din ce ai fost aia Ilona la tine? Că reflectă. E, reflectă. Am reflectă, bă, că bari ia casa așa, ce se reflectă? Am green screen. Am green screen și tot ce apare verde îmi face chestie de asta. Deci acum ai niște... Dar ce e la butoane? Ia uite. Și la mine la fel, Ilona. Ia uite. Dar cine e la butoane, băi? Cine? Horațiu. Mălăele. Horațiu. Sunt nostru tehnic, avem regie tehnică. Mai face și el un ban. Când nu, nu e iubitul tău, nu? Ce? Nu e iubitul tău, e un tip Horațiu. Ba da. Ba da, vezi, de aia ai tu green screen, ai pile în emisie. Ai pile în emisie. Păi da. Nu știam cum îl cheamă, de aia am întrebat. Pe care l-ai citat tu pentru Trollcast, el e. Tăticuțe, mai fă-l Dane pe Mălăile un pic, te rog, nu, că îl face să desigură. Horatiu a pus pe burtieră, Horatiu, Mălăile, tăticuțule, dar el nu l-auzi niciodată spunând asta, știi? Dar a preluat-o și el așa. Doamne, dar mai fă-l un pic pe Mălăile, că îl faci bine. Ce să zic, mă, tăticuțule, a intrat primul în trei locuri? Păi și de cine a rămas acolo, tătine, dacă? Dar cum ar zice el, a fi sau nu fi? Nu știu, nu vreau să mă bag, nu. Bine. Bă, ne urmăresc mulți actori pe șest, da. Da, suntem foarte. Păi altfel cine făcea? Păi altfel cine făcea regia pe degeaba? Stați liniștiți că nu e pe degeaba. Stați liniștiți. Nu, că se plătea în mod egal, mai puțin Dan. Dan săracul n-a cerut bani, că îi dădeam și lui, dar el n-a cerut bani, n-a vrut. L-am convins, l-am rugat. Iar când a cerut, a fost pus pe mute. Dar n-a cerut, mă, niciodată bani. Dar s-a întrerupt emisia, da. S-a întrerupt emisia. Vrei să-ți dăm bani din emisiunea asta? Uite, vezi exact. Nu, e foarte fios, eu zic. Omul e foarte fios. Când ajunge la bani, el e foarte cu spiritualul el. Din câte da, mă, eu vreau să văd că da. N-a terminat povestea cu facultatea. Așa, zi. Dar nu mai era nimic de zis. M-au văzut ăștia de la anul mai mare și mi-au zis: băi, tu pierzi timpul în anul întâi, hai în anul trei direct. Și eu la început n-am vrut, că ăștia din clasă erau foarte buni, cu Costi din Las Fierbinți, cu Bendeac, cu Mirela, cu Dea, cu foarte mulți lucrează și era o clasă foarte bună, comparabil cu a mea, care era leneș, nu mai aia mai mult să bea și să cânte la chitară decât să repete noapte. Ăștia repetau noapte, erau de neoprit, bă. Nu, nimeni nu stătea cu telefoanele deschise, cu Samson, cu Cotleț, cu mulți. Pe mulți. Vremea voastră nu erau telefoane, cred. Asta. Ba da, erau, dar nu erau smarturi. Dar în anul meu se stătea pe telefoane, în anul ăsta la alt nu. În anul meu ăștia erau dispuși să bea și să nu știu ce până la 5 dimineața, ăștia la alți vreau să repete în școală, să iau o cheie și să mai repete scena aia de 6 ore. Dar zine și nouă, care erau ăia leneșii aia, că vreau să știu și eu. Păi nu-i cunoști, că nu sunt actori. Serios? Din generația ta, aia în care ar fi trebuit să fii, cu cine ai terminat? Care joacă, să zicem? Că eu habar n-am, eu nu știu. Păi nu era... Care joacă, uite... Cum? Era și Doru Bem, nu? În asta la altă, cu Cotleți, cu Bendeac, cu... Deci eu zic de aia nu știu ăștia, că pe ăștia îi știu. Din generația ta în care ai intrat tu la facultate, gen. Ștefan Pavel Drăgulin. Care sunt actori... Nu, Drăgulin e mai mic, eu am fost asistent la anul lui. Uite, Marin Grigore, care e cu Dea și e un actor mișto. Nu prea a avut noroc să joace chestii faine, dar el e un actor mișto și dacă vă întâlniți cu el, e un partener bun. Am jucat cu Marin, cred că. Și eu am jucat pe el. Nu, și nu e mișto? Nu am făcut de el. Îmi pare super așa, cu bun simț și îți dă înapoi, deschis să schimbe. Aia, eu am dat 1000 de lei, nu mi-am... Nu ți-am dat înapoi și oricum... Hai, că acum mi-a zis Marin că de fapt nu i-a dat 1000 de lei, erau bonuri de masă. Noroc, ce i-am dat, dar nu mi-a dat înapoi aia ideea. Adică ideea e să dai înapoi. Nu erau bonuri adevărate, le scrisese tu pe niște hârtii bonuri. Păi, de Baba masă. Hârca, ce faci cu bățul ăla? Zici că ești Baba Hârca din povestea... Mi-am deschis geamurile, că mi-era calm, mă luase căldurile. Nu, eu zic că ai mult ceva greșit, că prea ești și cu toaleta, și cu bățul, și cu geamul.
Ceva s-a întâmplat acolo. Nu prea sunt în clasa aia în care am fost eu. Nu prea sunt actori. Irina Sârbu face jazz. Nu, am încercat să joace un pic și nu. S-a dus la jazz, că ea făcuse din liceu. Mai e un băiat, Radu, la Târgoviște. Mai e un coleg, Hoghi, care face în Anglia. Hoghi face în Anglia. Cu Hoghi? Sau cu Radu? În Romeo și Julieta. Da. În Romeo și Julieta, da. Așa, foarte puțin și foarte... Era un țânțar. A zis că ne-ai pus să facem ceva de la școală. M-a luat imediat. Așa. Deci nu mai e colegi care... Deci nu te-ai mai bine cumva. Cum? Te-ai dus la mai bine cumva. Da. Dar erau buni, bă, ăștia, și lucrau, erau super muncitori, erau... Am înțeles. Dar pe bune, chiar erau mult mai... Și ca dovadă, 90% din ei lucrează acum teatru, film sau televiziune. Iulia Lumânare, premiată pentru cea mai bună actriță la GOPO anul trecut și așa mai nu departe. Nu mai zic că te obții cu Ilona, lasă-o în pace. De ce te-ai certat cu Iulia? Ea nu suportă actrițele bune, n-a suportat niciodată actrițele bune. Astea premiate, da, morților. Dar dacă ea n-a luat un GOPO. N-a luat un GOPO la viața ei. Am văzut că umblea să-și facă poză cu un GOPO și fugeau aia de ea. Ăsta, frate, e la același interior cu... Shubidu-ban, dubidu-ban-ban, ta-ra-ra-ram. Uite-mă! A rămas tripticul! A rămas tripticul! Frățioare, până și în asta! Ta-ra-ri-ra-ri-ra-ra-ra. Ilona, e surescitată la față, Ilona. Ce aveți, mă, toți? Sunt foarte... Vreau să vă întrerup o secundă. Mi-a scris acum doamna Ioana Ciurlea că e apogeul Riciului la 10 și trebuie să anunț că mâine apar la Oamenii Dimineții. Nu deci cred! Da, mâine la 9:30 pe Digi. Ne vedem acolo. Cât sunteți? Hai. Cât sunteți? Eu sunt. Bravo! Păi cum se cheamă Oamenii Dimineții? Felicitări, bravo! Afară! Păi pentru că sunt mai mulți oameni, vine câte unul pe săptămână. Da, bă, te-ai lansat pe spetele nostru, bă, frate, bă, ce s-a lansat ăsta pe spetele. Bă, ăsta a intrat ca o căpușă pe sub noi și a găsit locul aici și acum a devenit un fel de trendsetter, adică are și el emisiunea lui, auzi, la Digi24. Foarte bine. Dar nu e foarte bine. Dacă păi nu, bă, dar vă dă și vouă din ce câștigă acolo, îți dai seama. Bă, dar n-am zis toată, bă, într-o emisiune de-asta, că le mulțumesc, că nu știu ce, că m-au lansat pe piața online-ului. Zice, bă, o dată, bă, nicio emisiune. Împarte la 3, toți banii. Îi împarte la 3. Dar n-am eu nevoie de banii lui, Veduce, stau în banii lui, eu am nevoie să coleg de la el, să suc de la el faimă. Adică, na, mă rog, asta este. N-ai nevoie de banii mei și totuși noi am văzut. Stai, bă, bă, ce? Asta mai ai din pace, dar numai probleme îmi faci, zici că ești copilul mic. Zici că ești la mic, într-o iedu cu trei capri, tu ești la mic, bă, Dane, bă, mai nebunit de cap. Dar voi ați lucrat împreună, cum v-ați înțeles pe scenă voi doi? Nu v-am întrebat niciodată acum. Eu că v-am Vlad? Da. Noi doi? Da. Ați jucat frați, nu? Nu frați, am jucat în primul rând, lasă frați, am jucat unul și același om. Da. Și încă se mai juca când se mai juca. Acum nu știu. La Raskolnikov eu jucam partea aia, nu știu care. Hai, da, că eu ziceam de ăla, eu pe ăla l-am văzut, al lui Chris. Păi știu, mă, de înainte de ăla noi ne-am întâlnit prima dată și prima dată să jucăm împreună în Crimă și Pedeapsă la Bulandra, Regia lui Cordonski. Jucăm Crimă de 14 ani, Ilona. Eu jucăm de 14 ani. Păi ce să zic, am trecut prin tot felul de stări împreună, spectacolul ăla, că mie mi-a fost foarte greu, spectacolul ăla, recunosc, mai greu cred că decât lui Vlad, deși Vlad era mai mic ca mine. A fost și pentru mine greu. A fost greu și cu Ricky, care nu mai jucase cu text de foarte mult timp. După aia a început să se obișnuiască pe măsură ce a jucat mai mult. Ții minte cum făcea cu replic? Ricky, zi replica, dracului! Mă omori! El proba niște tonuri, nu știu ce făcea, că făcea tot timpul așa la fiecare, făcea ce mai face. Da, băi, da. În șnur, adică nu. Nu la lecturi. Băi, nu la lecturi, în șnur. În șnur. Cea mai tare a fost, colegi, cea mai tare a fost cu Ricky. Tot când a dormit? Asta de pe, nu pot. Când era în scenă, avea replică și omul nu mai dădea replica. Dar el fiind foarte trăirist,
Noi ne-am gândit că a intrat într-o stare anume și că nu mai iese din starea aia și ne-am speriat că, băi, și a sărit Iura din sală, noi din scenă, băi. Și el a zis, scuzați-mă, m-a țipit. În timpul șnurului, tu înțelegi? În timpul șnurului. Ați cam auzit că s-a întâmplat odată să adormă cineva și în spectacol. Eu? Nu, asta niciodată, Dan, îmi pare rău, nu. Eu am adormit. Nu. În șapte, într-o lovitură, jucam nu știu nici în ce bar. Și cum eram tot timpul obosit și vai de capul meu, aveam aici, în dreapta mea, o coloană. Stăteam pe un scăunel așa și cum avea cineva monolog, eu am pus capul pe coloana aia și am ațipit. Și m-am sculat la... Da, eu am adormit de multe ori în scenă. Ne-am înțeles bine, Ilona, ca să-ți răspund. Dar noi venim cumva, n-am făcut aceeași școală la facultate, dar înainte de asta aveam cam aceeași bază făcută de acest Damian care a murit, Dumnezeu, când eram la amatorie în Iași. A murit? Da? Sorin. Cred că au murit amândoi. Păi a murit prima oară Cătălin de ciroză și după aia el. O știți pe aia cu Medeie Marinescu, când s-a întâlnit mama Medeie Marinescu cu cineva pe stradă și a zis, ce mai face mama dumneavoastră? A murit. Vai. Oameni care n-au spus, ce mai face? A murit. Asta e interzisă și la Tănase, gluma asta. Da, dar aici e emisiunea asta care n-avem interzice. Așa da, public. Iar la ăsta, la ce ai văzut tu, Ilona, copilului Noe, practic nici nu acolo a fost drăguț că ne-a lăsat Cris să ne facem textul cu aproape cum am vrut, să ne facem mișcarea aproape cum am vrut. Acolo, mă gând de la nebunul ăsta, bă, știi ce îmi facem fie la fiecare spectacol, când ne batem, avem o scenă când ne batem? Știi ce face la absolut fiecare? Eu mă gândil foarte tare și nu doar sub braț. Pe burtă, pe spate, pe gât, oriunde îmi pui mâna, eu mă gândil. Așa, nu știu, așa sunt eu de când eram mic. Bă, și profită nesimțitul. Și mă gândilă ca o nenă, că noi trebuie să ne batem și să ne împingem. Îmi bagă mâini și are și o față așa de... Din asta, că acum ce îți fac. Mă bucur că nu mai poate să... Dar cum devine și el agresiv, adică atunci mă dă și el mai tare, mai... Dar gâdil mult, îmi place să gâdil. Doamnelor și domnilor, laturi nebănuite ale actorului Marius Manole, se pare că doarme în scenă, își gâdilă colegii de scenă, deci nici de cum acel profesionalism pe care îl bănuiesc. Alea, lăsați-l în pace pe Vlad să fumeze cât vrea, dar ce aveți cu el? Ați nebunit de cap? Ce ați pățit? Doamne, iată. Citești comenturile, nu merită. Deci, două hate am avut de când am pus aia cu să plece din, să-i rog pe aia să plece dacă nu poartă mască, am avut două hate-uri foarte comice. Cine mă ne ține nouă lecții? Ăla care bea și fumează pe internet? Ăsta una. Bun. Și hate-ul 2 a fost, care mă mare actor? L-am văzut în Crimă și pedeapsă. A leșinat depășit de rol. Atunci când ți-a fost rău și ai chemat salvarea? A zis că am leșinat și eram depășit de rol. Așa au zis. Ce proști. E tare. Tu ții minte ce m-am panicat atunci? Că m-a întrebat Rodica după ce a venit salvarea și nu știu ce. Și Rodica m-a luat într-un colț și zice, Vlade, când am întrebat care e numărul de la salvare, tu ai zis 1-2-2? Și da, nu e ăsta numărul de la salvare? Nu, Vlad. Dar care? Marius avea nevoie 1-1-2. Eu de panică. Eu m-am panicat și eu că ai ieșit din scenă. Că am crezut că... Două secunde am crezut că e o glumă și că te întorci sau că e improvizație. Ai ieșit din decor, nebunul. Și noi nu ieșim din decor. Am ieșit din decor, era rău. Am văzut. Adică am văzut că erai ciudat. Erai ciudat de câteva minute înainte. Se albise la față, nu mai șarf nimic. Zic, bă, ce mamă, ce replici dă, am zis eu vreun minut. După aia am zis că, bă, ceva nu e în regulă. Și după aia când am văzut că ieși din decor cu totul, am zis, ok, e nasol. Și când am văzut că nu te mai întorci, nu mai știu dacă eu sau eu cred că am zis ceva nu e în regulă, cred că trebuie să oprim. Ricky ar fi continuat cu stările. Da. Și Marian ar fi continuat cu orice, numai să nu oprim. Era un tu chemai autobuzul 1-2-2. Era un regizor din Basarabia. Petrică Vâtcărău era la spectacol și când m-au luat pe mine cu salvarea, că mă coborau pe scaun, eu nu mai țin minte, adică coboram pe un scaun, m-au dus cu salvarea, mi-a povestit el și el a zis după ce a plecat salvarea cu Nino, ăștia ești sără toți pe scări, în costume, îți dai seama. A zis că e regie, nu? Mamă, cum a gândit Cordonski finalul, frate. Băi, ce final. Cu salvarea adevărată, cu oamenii care plecau după salvare, alergau cu haine, adică era ceva. Și
Mai erau ăștia de la Iași, Tudose, sau cum îl chema pe actorul ăla bătrân? Că era în timpul FNT-ului și erau în București. Cred că, da, nu Tudose era, domnul Tudose era. Sergiu Tudose? Sergiu Tudose, probabil. Care avea clasă și el. Sergiu Tudose, da. Și cu Pușadarie, erau în sală. Da. Măi, și când am ajuns la spital, eu aveam costumul de la Crimă și Pedeapsă pe mine, pătat cu sânge, că trecuse actul întâi și noi eram pătați cu sânge. Și eu când m-am trezit, am văzut două lucruri. Cred că pe Mădălina Ciupitu, dar nu mi-aduc aminte, care îmi băga o carte de rugăciuni supernă, ușor așa. Doamne, bravo, bravo! Fără să o vadă nimeni, dar foarte discret așa. A intrat numai mâna, că n-aveai voie să intri la terapie sau ce era acolo, la, așa. A băgat așa, așa. Și eu când m-am ridicat, am văzut sângele pe costum, zic, opa, accident de mașină am avut. Deci asta e. Accident de mașină. Și după aia m-am dus și am mâncat o pizza. Ce aveai atunci? Nu mâncase? Nu ceva? Nu, nu băi, Vlad, am avut o cădere nervoasă cu mare Ilona în timpul emisiunii, de aia nu mai suportam să joc. Deci nu mai suportam să joc. Venisem, fusese FNT-ul și avusesem vreo 7 spectacole și toate am avut Crimă și Pedeapsă 2, Însemnărul nebun 2, Revizorul 2, încă nu știu ce 2. Și ăsta era ultimul. Băi, și nu-mi imaginam, decât atunci când mi s-a făcut rău, atâta țin minte, că-mi imaginam că iau decorul și le dau în cap spectatorilor cu decorul. Și cu repetiții ziua, bănuiesc, și cu oboseala adunată și cu toate alea. Asta mă gândeam, că parcă voiam să iau decorul și să dau cu în cap la cineva. După aia m-am calmat, dar... Da, bine că ne-a luat toporul. Era toporul în decor. Eu cred că el i se luase și a făcut așa un fel de show, de spectacol, de ăsta. Mai, vreau să ne zic o dată cum ai plecat cu Nino Nino sau cum? Eu nu mai țin minte, da. Că eu eram leșinat. Da. Mi-au plăcut după aia. Nu mai știu cum au coborât, cum au îmbrăcat, cum au dezbrăcat. Da. Nu mai țin minte. Da, a venit salvarea la icoane la Bulandra și în curte și l-a luat cu Nino Nino. A făcut frumos. Cred că A făcut promoție la salvare. A doua zi aveam un ochi roșu tot. Ții minte, Vlad? Da, era spart așa, da, era cu vase sparte, da. A fost interesant, a fost un rol asumat. Da, mă, dar după ce ne-am scos bălăriile din cap, că și eu aveam bălării în cap, nu, poate nu așa de mari ca tine să-l dărâm decorul, dar și eu aveam serii în care mă simțeam foarte ciudat și foarte dubios. Măi, foarte după bine. Ce ne-am scos bălăriile, ai văzut ce ușor am jucat în ultima stagiune, ultimii 2 ani? Da, am primit ceva, 2000 de... Am primit 2000 de Y. De yen. Yen japonez. Intrați repede pe Google să vedem dacă e mult sau puțin, să știm cum dansăm. Yenul japonez. Dar ce sunt ăștia? Ien, ce sunt? Fii atent că Vlad, ieșim la terasă în seara asta. Dacă e cât crede eu, 7 lei înseamnă. E bun, e bun, e bun. E bun, e 7 mici, 7 mici cartofi prăjiți, salată și un cico. Și cu Dan și cu Ilona jucăm în cum se distruge piesa. Am jucat. Dacă jucați voi, e clar, e ușor să distruge o piesă. E trist, băi, adevărul e că eu n-am. Mamă, că mișto piesa aia, eu mă amuz tot timpul când o, păi asta zic, că mi-e greu să folosesc, pur și simplu am momente acum, când, cât de ușor mi-a fost mie și am zis, bă, lasă, că ne-am odihnit, parcă n-am simțit lipsa. E adevărat, în primele alea două luni nu pot să zic că am murit de dor. N-am murit. Nu mi-a fost dor să joc neapărat. Dar acum, după atâtea luni, mă doare sufletul când trebuie să zic, nu știu, am senzația că vorbesc cu oamenii și trebuie să vorbesc mereu la trecut despre asta. Știi? Bă, Horațiu, mulțumesc! Hai că a fost bun comentariu, Horațiu. Am fost bine. Să vezi că cu ce o să zici după când o să spui că erau 2 ani când jucam. Băi, mi se pare îngrozitor de trist. Acum lăsând gluma la o parte, jur că am chestia asta când vorbesc cu oameni, îmi dau seama că acum am fost la niște filmări și tot timpul când vreau să vorbesc despre meseria mea, trebuie să vorbesc la trecut, e horror. Da, te referi la videocet acum sau la teatru? La care... Eu dacă stăm închiși, am pus și pe Facebook la mine, dacă stăm închiși cu sălile tot anul, mă apuc din septembrie de videochat cultural. Adică Shakespeare cum? Shakespeare spus mai, nu știu cum, uite, cum Sfârc sau Molière mai murdar, un Goldoni mai cu... Dar nu trebuie, să știi că nu trebuie neapărat să fie videocet cultural. Ideea e mișto, adică să dai conte... Videocet simplu.
ideea să facă genul ăsta mi se pare mișto pentru oameni care vor să vadă și sunt aici, cum sunt și oamenii ăștia ai noștri care intră pe emisiune, știi? Aici sunt între două bărci, să mă duc să fac din astea parodii pentru oamenii care urmăreau filmulețele până acum sau să mă duc de-a binelea cu videocetul. Și ca să nu-mi distrug marca, pot să-mi pun o mască, știi? Și nu știi că sunt eu, îmi fac o voce mai așa. Mulțumim, Daniela. Mulțumim, Daniela, mulțumim frumos. Păi depinde, pui un nas. Sunt mulți bani acolo, sunt foarte mulți bani, videocet. Am citit că sunt aproape la fel de mulți bani ca în publicitate, ceea ce înseamnă niște sute de milioane de euro. Te miști într-un fel, trebuie să ai bar acasă, trebuie să ai... Păi îmi pun, Marius, ai nebunit? Ia uite ce am eu aici. Ia uite, vezi, am dit mai coloană. Păi tu ai bară deja, păi dă-i tu. Deci nu m-am... Uite. Vezi? Da, da. Vezi cum fac? Îmi vine cumva să dau banii. Pe ce să dau banii? Pe ce să intre? Adică e deja predestinat, ca să spun așa. Mulțumim, doamnei Daniela Vătămanu, pentru 100 de ron. A dat mai devreme. Cineva mi-a zis dacă mi-a trecut. Dar și asta ce facem noi e tot așa un soi de videochat. Da, un fel de instituție, dar mai cizelată. Cred că s-a blocat Vlad. S-a blocat Vlad. Vlad a ridicat telefonul. Da. Se blochează. Ei, l-au blocat. E netul. L-au blocat ăștia de pe YouTube. Băi, că luați donații, dacă că dați așa ca la nuntă citate pentru mulțumim lui nu știu cine. Asta mi se pare, nu știu. Adică eu urmăresc, de exemplu, mă jucam World of Warcraft și Dota 2 și aia care streamează jocuri, e veche chestia. De 4-5 ani se fac asta cu donațiile pentru cine face streaming. Nu e... Dar mă amuză cum strigați voi ca la nuntă, așa, la lăutari. Vlad, să trăiască nașul mare, să trăiască ei, să trăiască nu știu cine. Vlad, trebuie să ieși să mai intri o dată pe link, că s-a blocat ceva la tine și te vezi foarte ciudat. Trebuie să ieși să mai intri o dată pe link. Te vezi ciudat, te vezi întrerupt. Bine. Deci până vine Vlad, mâine 9:30, Digi24, Oamenii Dimineții, iar în reluare se poate vedea pe YouTube, pe canalul Oamenii Dimineții. Am înțeles. Bravo, ne uităm. Dimineața sper să mă trezesc. Ce zi e mâine? Eu pun ceasul să-l văd. Eu nu mai dorm. Eu intru pe Wikipedia să văd ce mai făcut Dan Rădulescu. Băi, Ilona, dar apropo de ce ai zis tu, gândește cum am simțit eu ieri, că eu chiar aveam super emoții, mă gândeam, au trecut 2 ani de când nu mai jucaserăm Bullets Over Lipscan și am zis, mamă, jucăm în seara asta și să afli cu 5 minute înainte să înceapă, că... No. Repetaseră și așa mai departe. Da, a fost foarte. Eu trebuie să recunosc că m-a întrebat cineva aici, că e curios dacă mi-a trecut sau mi-a venit dorul de teatru. Eu recunosc că încă nu mi-a venit dorul de teatru, în sensul în care nu sufăr foarte tare că nu joc, deși joc. Dar mi-am dat seama și de ce, frate, că eu am și abuzat de chestia asta. Am jucat foarte mult, mult, prea mult. Și atunci e normal să ajungi la o... Probabil că o să mai treacă o perioadă și o să-mi fie dor. Dar acum, cred că am foarte mare emoție acum, dacă joc. Asta da. Dar pe de altă parte, când o să vezi că te îndepărtezi, tu ai scos o premieră chiar și așa online, cum a fost. Ai început să filmezi și tot joci. Ai de învățat și mai departe. Dar atunci când vezi că te îndepărtezi ușor, ușor așa de ceea ce faci tu și faci, ok, o emisiune online, filmări sau ce mai faci, bă, e un sentiment, adică e un sentiment că nu poți să-ți faci meseria, e o chestie. Plus că Marius spune așa acum, el zice așa acum, dar o să-l vezi, când se suie pe scenă o să-i placă, o să-și dea seama. Dar eu nu zic că nu-mi place, îmi place, dar nu simt doar, adică sunt sătul, Dan, de emoțiile alea, m-am săturat de emoțiile alea până peste cap. Mi-e generat emoții în fiecare zi. Eu trăiam sub chestia asta. Eu n-aveam zi în care să nu am emoții. Nu aveam zi în care să... Tu gândești că dacă ai fi nevoit să faci altă meserie de acum încolo, timp de încă un an de zile, bun, nu mai faci emisiunea asta online, ok, și nu se fac seriale, nu se face absolut nimic care să țină de meseria ta. În rest, oamenii își continuă viețile lor, merg la joburi, au aceleași joburi ca și până acum, în afară de tine. Crede-mă că ți-e super greu să vorbești la trecut despre meseria ta, să zici, eu sunt actriță și unde joc? Păi nu mai joc, jucam, dar acum nu mai joc. Unde să mai joc? Deci ăsta e răspunsul pe care îl dau de ceva vreme, voi nu mai jucați. Păi eu dacă mă întâlnesc cu puțini oameni, nu întreabă nimeni. Băi, mai sunt lucruri de adăugat. Unul e că Marius, știți că se plânge un pic mai mult decât crede, că așa îi place lui.
Vlad, asta mă, dacă nu mână... sunt sincer. Sunt chiar foarte și sincer. Și de la mână e, băi, eu știu că ți-e bine acasă, că ți-e ok, ai cu cine sta și e mișto, e o atmosferă, un vibe fain. Pentru ăștia alții care, pentru mine, de exemplu, nici n-am unde să-mi găsesc o iubită acum, că nu sunt petreceri, nu e nimic. Mă duc la o terasă unde mă pune singur. M-am dus la... Întrerupeți tot, domnișoarelor de pe online. Ați auzit ce a spus domnul Vlad Logigan? Își caută o tânără. Ce limită de vârstă, Vlad? Până unde mergi? Unde nu, să fie vie, să aibă puls. Să fie până la 40, așa, nu mai mult, Vlad. Până la 40. Să aibă puls. Deci între 18 și 45, să zicem, da? Între 18 și 45, are puls. Situație materială. Dar de fapt nu, pulsul e opțional, pulsul e opțional. Ok, te interesează situația materială, casă la Sinaia, ceva sau nu contează? Nu, niciun caz. Nu, cu pandemia asta nu mai fac niciun fel de figuri. Ok, deci parteneri de discuții. Asta ar dori, dacă vrea cineva. Mai întreabă o perioadă, doriți conversație? Dar tu ai iubită, Dane, în perioada asta? Are pădrec. Ce bun e burtiera. Mersi, Horațiu, e bună burtiera. CV-urile, unde să primesc CV-urile? Că eu vreau să trec CV-urile, eu le trec. Tu le, da, la tine le trimitem și eu tu ce filtrezi, aia merg mai departe. Așa, exact, ce ți se pare mișto, eu mă uit. Și clinic sănătoasă fără COVID. Rugăm fără COVID. Nu, accept și cu COVID, să știi. A, da? Nu mai fac figuri de niciun fel. Nu, Doamne ferește. Ești disperat. Cu diabet, cu orice. Zi, deci așa că pentru tine e greu, în primul rând și că nu joci, în al doilea rând că nici n-am de să-ți găsești o iubită, ceea ce e adevărat, că e terasele și alea închise. Da, mă, și dacă te duci singur, nu mai poți să agăți ca înainte, să vezi și tu pe cineva. Ziceai, salut, eu să nu știu cine, tu cine ești. Că te pun într-un loc și stai... N-ai voie să dai mâna cu omul. Exact. Trebuie să stai în locul ăla, acolo unde ești tu. Că despre sărutul pe buze... Pa! Pe buze nu. Nu, nici nu măriți. Nici nu știu ce sunt bujele. Bujile. Părerea? Ce arăt eu? Te uiți la... Vlad Logigan, dacă te duci singur, chiar și eu vreau să întreb, cum se agăța înainte, adică care era... Hai că era. Hai, Dan, tu nu știi, dar tu ai iubit acum, Dan? Nu, mai bine. Ai iubit acasă, mă! Cum? Dar de ce ții să mă umilesc? Mai m-ai întrebat o dată acum 5 minute. Nu vreau să te umilesc, eu eram convins că ai și că o să-mi spui, da, uite, eu am și mie mi-e bine și nu știu ce... Nu m-am gândit în sensul ăsta. Nu așa. M-am gândit că o să spui că am iubită și uite ce bine e. Dan, știi ce vreme să te întreb? Tu ai iubită? Mă duc să mai iau o bere, că nu se poate. Măcar o zambilă ceva. Ce pantalon lași cu ultima, ai văzut parcă e Pinocchio. A cedat, gata, Dan, l-am pierdut. Doamne. Da, tot așa a fost în pandemie, singur, vai de capul lui. Ai, de cât a plâns, tu știi cât a plâns. N-are curaj. Am jucat pe teren, jucam tenis și el plângea într-una, îi curgea lăcrimile pe terenul, da terenul. S-a îmbibat mingile, devenea mingile grele. Mingile cu muci. Cu lacul, cu plâns. Dar l-am văzut cu o fată pe Calea Victoriei sau pe Maghiero acum vreo săptămână. Era mama lui. Nu era mama lui. Era mama lui, crede-mă. Nu era mama lui că friza spre minore. Măi Vlad, dar tu ce faci? M-ai văzut în Cismigiu? M-ai văzut pe Calea Victoriei? M-ai pozat de la balcon? N-auzi, mă, că nici el n-a iubită. Păi deja mi-am făcut un tatuaj cu Dan Rădulescu aici. Pe spate. Pe Calea Victoriei. De ce spunem pe Calea când e pe Calea Victoriei? Nu era el. Deci, Vlad, nu era el cu o domnișoară, că el săptămâna trecută era la mare. Nu era el. Nu, o săptămână, două, ceva, nu mai știu. Eu am trecut cu trotineta, de aia nu m-am oprit să vă salut și voi vă plimbați. Nu știu dacă era romantică sau erați prieteni și mâncați un cartof. Depinde, cine plătise? Cine plătise covrigul? Păi, da, n-ai văzut. Nu știu, eu eram pe trotineta, am văzut din treacăt așa, ai uite, Dan cu fată. Da, posibil. Cred că eram eu. Sincer. Ea deghizată, Ilona, că ea mai umblă deghizată până... Era eu când a fost premiile, Gopo.
The fuck he mess. Aia, e drăguța aia cu Obama. Meme-ul ăsta e simpatic. Bă, nu mai dați mă în limba engleză, dați să înțeleg și eu ce naiba, că e emisiunea noastră până la urmă. Băi, chei am, portofel am, telefon am, a, să mă fut, mască n-am. Băi! Mă rog, a zis Obama. Ce ne au? Ești invitat la Brașov, Dan, la vila de la Brașov, de Antonella, te invită până nu se închide orașul. Exact. Deci, dacă vrei, împrumut toate jucăriile pe care mi le-am cumpărat de la sex shop, le speli și tu le dezinfectezi și când le iei și când mi le dai. Și ce la Brașov, frumos. Mai există bela muzică la Brașov? Bă, Dane, dar ce? Tu ai o casă, mă, la munte. Hai să mergem să ne izolăm acolo la tine acasă, la munte, să stăm acolo o lună, două. Nu cred, nu cred că ai casă. Nu ai o casă la munte. Noi doi? Nu, noi toți. Nu cred că are casă la munte. Da, are, jur că are. Are o casă la munte. Bă, bă, nesimțitule, tu ne ceri 9 bani când tu ai casă la munte, bă? Ha-haleră ce ești. Băi, dar tu n-ai, ai și tu case, mă. Nu fi nebun. Punem lucrurile în pagină. N-ai la munte. Și oricum, ca să mergem, eu trebuie să, nu știu, să bagăț eu ceva, că altfel vin cu zambila. Și că Brașov, hă? Nu vă mai place militariu. Ia o chesteluță, îți place de domnul Vlad? Da, dacă vrei, problema e că am zis cuvântul ăla cu fâși, sunt vulgar. Am zis odată și eu cuvântul cu fâși și sunt vulgar. Păi da, Vlad, pentru că noi aici niciodată n-am prostit cuvinte de astea. Noi nici le cunoaștem, nici ce înseamnă. Ok, bine, vrei să discutăm despre structura shakespeariană și despre importanța contrapunctului comic, așa cum este el descris de Bergson, în teoria râsului? Contemporanul nostru. E așa, este foarte ambiguă și nereflexativă, dacă e să-mi zic. Este, nu? Da, are chestii foarte intrinseci, care pe mine una mă dialoguează către un... Ce dialoguează? Mine însumi care nu mai este că era, care, până la urmă, pe conjuncție cu Marte și Venus... Copii, am aici vorba colegului, am aici, dacă vreți să stăm împreună, am la Belo aici. Luăm cu 3 locuri, 4 locuri. E bun și acolo. Curge apa? E bine, nu? Curge apa direct de la sursă. Ce fac, bă, băiatule, ne terminezi. Direct de la sursă curge apa. Deci hai să revenim un pic. Dan are o casă la munte. Să ne dea o indicație. Curge apa la casa aia de la munte. Venim cu apa noastră de acasă. Vrei să mergi într-o cocioabă unde nu curge apa, Ilona? Și nu e râu acolo să ne spălăm la râu? Nu, nu e râu. E un furiaș. Dacă vrei. Corațiu. Cu apă poate oricine, exact. Minte, Minte zice că e o coceapă, dar eu sunt sigură că e o vilă care e foarte mișto și de fapt nu vrea să ne ia acolo. Băiatul are în portofel, dacă el nu poate să stea pe portofelul lui câți bani are. S-au prăfuit panourile solare, nu mai cum era, adică nu cred că vreți să vedeți cum e. Fai, dar n-am știut eu până acum care o vilă la munte. Vai de mine, vai de mine. Ce m-a prostit băiatul ăsta cu fățuca asta de bambino, așa, de zici că e... Bă, dar ce m-a prostit, bă, nenică, era bă. Cât pe ce era să-mi dai banii pe emisiune, nu? Dar acum, uite, bine că ai aflat. Veneam în seara asta, am vrut să iau trotinela și să vin la tine. Trotinela. E un pic, am o treabă să-mi pun ceva într-un pahar. Mamă, ce... Are și casă la munte, se duce și la Ioana Cândea în emisiune. Ioana Ciurlea o cheamă, nu o cheamă Ioana Cândea. De ce tot spuneți Ioana Cândea? Sau s-a petrecut ceva ce nu știu eu, Ilona? Între domnul Cândea și Ioana? A reușit în viață, așa e. Vlad, știi cum găsește un cioban o oaie pierdută pe munte? Acceptat-o. Oh, 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 oh. Cum am fost noi în izolare. Oh my God. Uite, vezi? Crăpătura asta din parchet, parcă... Stai puțin, că dacă o dau cu ruj... Vezi? Și mai zici de mine cu nenea Teo. Păi am zis să... Avem și noi reperele noastre. Am jucat cu el în 2005. Bravo, bravo! Bravo! Știi, uneori mă întreb... Uneori mă întreb ce face cu cine stă Marius în casă, când Marius face din astea. E plecat la pensiune. Cățelul. E plecat? Cățelul e plecat Cățelul. La pensiune, Cățelul. Altfel lătra aici, după mine. Tra, nu? Făcea scandal.
Oh, Marius. Nu e bine notat. Să vedem cui iese până la urmă șmecheria. Laura, uite ce e, zgomotul ăla e Marius. Uite ce e, eu scânt o arie dintr-o arie celebră și tu... Băi, oameni buni, ați zis aici foarte mulți în chatul nostru când a început, vai, ce mișto, Vlalo Gigan, Vlalo Gigan. Bă, o întrebare mi-a spus lui omul ăsta. Bă, o întrebare, nu l-ați întrebat și cu el, de sănătate l-am întrebat numai noi. Păi da, bă, da, ei nu e plătiți. Păi ne văzut cum erau la început? Eu am zis că o să aibă, eu am crezut că n-a, îți dai seama. Uite, Marius, vrei să faci un featuring? Cu cine? Cu Puia. Nu, n-a zis, doar am întrebat asta. Eu, ce hai părere am început acum. Actoria lui Marius. Bă, dar ne simțiți, bă, Orațiu, tu de când te-ai făcut boss pe emisiunea asta? A, știi, Vlad, că noi avem... Da. Ce? Noi avem, încununăm primul sezon, Vlad. Da. Scoate-te mizeria asta de pe ecran. Încununăm primul sezon cu un spectacol live. Cu public. Ce? Noi, eu, da. Dan Dulescu, Ilona Brezoianu, încununăm primul sezon cu un spectacol. A, de emisiune. Primul sezon de emisiune. Aha. Și când încheiați sezonul? Cred că în septembrie, pe 4 sau 5 septembrie. Ah, drăguț. Și ce faceți? Ce v-ați gândit să faceți? Păi avem momente comice. De exemplu, Ilona Brezoianu se îmbracă în clown sau în ceva și face momente comice. Da. Lacrima lui Ovidiu, cred că o să cânte un cântec, că el cântă bine. Eu îi prezint pe ei. O rugăm producătorul. Da, tu cânti? Da, nu știam că tu cânti. Cânt, adică... Excepțional, da. El a cântat și a cântat și aici, în Titan, în Iorea. La metrou. La metrou. Frumos tare, cântă frumos tare. Un fel de cenat cu flacăra, dar pe nou. Nu l-am auzit pe niciodată cântând, de-aia am întrebat. Oameni, se mă... Lista e deschisă, încă n-am stat invitat la noi la show. Dacă vrei? Gabriel Cândea cântă la asta. O invitație în direct, dacă dorești. La show se live. Se face, da. Vrei? Se face, da. Se poate și să sărim rândul, da, Doamne. Oricând s-ar rândul. E fără bani. Ce ai, omule, cu Titan? Lasă-ne să trăim. Uite, domnul Oprea Francis, care probabil... Îmi place în Titan. Îmi place mult la Policlinica Titan. Eu am fost multă vreme la Policlinica Titan. Ce ai făcut acolo? Nu pot să spun. Întrebare pentru Vlad. Ce părere are despre actorii din Iași? Oameni. Bună, în general. Cred că foarte mulți actori, acum no offense, știu că voi doi nu sunteți moldoveni, dar mulți actori sunt moldoveni. Asta n-am zis-o eu, mi-a zis-o Corban. Teo Corban mi-a zis asta. Așa e. Cu ani în urmă. Și... am o părere bună, nu știu. Unii sunt și mai așa, Ilona, dar mulți sunt actori foarte buni. Dar, bine, du-te, abia aștept să vă vadă cineva. Va fi cu bilete? Da. Va fi cu bilete, da. Cu bilete, așteptăm din provincie oameni. Dar, dacă tot ne lansăm în idei din astea preconcepute, cum că actorii moldoveni sunt buni și așa, trebuie să mai spunem ceva despre actorii moldoveni, nu? Spune orice, da. Că-s bețivi. Nu? Da, păi numai așa reușesc să joace bine. Glumă. A fost o glumă. Joc un spectacol vara asta? Nu joc în niciun spectacol vara asta. Mi-ar fi plăcut, dar s-a nimerit în perioada asta să joc în spectacole care ori nu se pretează ca subiect, să joace în parc, ori au decoruri foarte complicate și nu merge în parc. Dar, așa s-a întâmplat. Și teatru mic ce face în perioada asta? E în aceeași situație? Suntem în concediu până în august. Joacă două spectacole de 2-3 ori în august în Herăstrău. Dar sunt făcute înainte ca eu să ajung în trupă și nu joc în ele. Dar mă bucur că se joacă. Adică chiar mă bucur că, la modul real, mă bucur că nu e blocat tot. Adică dacă nu s-ar juca nimic, nici în parcuri, nici în aer liber, dacă n-ar juca nimic, nimeni, probabil că aș fi o bombă cu nervi
nasoală așa și foarte pusă pe, bă, duceți-vă naibii. Da, așa că se joacă niște chestii, chiar dacă eu nu joc în ele, cumva mă bucur că fenomenul nu stă pe loc. Știi eu că ceva se întâmplă, se joacă, se întâmplă. Am auzit azi dimineață că Brad Film filmează, așa m-am bucurat. Brad Film? Film, cine? Da. Brad Film, care a fost căsătorit cu Angelina Jolie. Aha, Brad Film. Băi, m-am bucurat când am auzit că filmează, mi se rupea sufletul că stă acasă, el care e pasionat de film. Vă zic, când am auzit, a zis, ce faci bă acolo, bă Vlade? Mi-a căzut telefonul, a alunecat. Ești într-un live. Bine, vrei să spun? Bine, hai că spun ce s-a întâmplat. Mi s-a încins telefonul că e pus la încărcat și mai are 15% baterie. Și eu când mi se încarcă, mi se încinge telefonul și îmi dă alertă din aia, te opresc că ești prea încins, mă duc la frigider, cum am făcut acum 2-3 minute și aduc ceva înghețat, cum am adus cartofii ăștia și pun telefonul pe cartofi. Și faci cartofi prăjiți? Da, vezi că o să îți intră apă și ți se umflă bateria. Ai grijă cu apă. Dacă îl pui fără microfon, doar cu spatele pe el să stea sprijinit, nu îl înfunzi în pungă, nu se întâmplă asta. Fac asta din aprilie. Ce telefon ai, Motorola? Actori, seriale și filme preferate? Amelia. Ați putea crede că e un limbaj codat, dar nu e. Chiar vorbesc de o pungă de cartofi congelați? Da, chiar absolut. Da. De obicei cu mazăre e cel mai bine, că mazăre e bobițe și se emulează punga pe telefon. E la închisoare. Dar nu mai am mazăre. Păi nu mai e, știu, nici, nu mai are nici România, nu mai are mazăre. De ce nu-mi iau un laptop? Pentru că am un laptop, dar mi-au trimis link-ul pe WhatsApp și prin mesaj și am intrat de pe telefon. Uite, avem un pretendent aici care întreabă ce zodie ești. Cred că e interesată și se înscrie în categoria de vârstă. Fecioară, sunt fecioară. Este fecioară. Și zodia? Cu ascendent în berbec. Cu ascendent în berbec. De-aia dau cu capul așa uneori când nu trebuie. Ei, dai cu capul. Mai exagerezi și tu. Ce premii ai mai luat? Clovnul de pe perete e de la Cucla Mucla. Eu vreau să răspund la asta, dacă poți. Uite, te-ai făcut iar cu legume congelate? Ce e asta? Eu nu știu, vreau să ne explici. Dacă am făcut ce? Mască de piele cu legume congelate. Scrie aici cineva. Vreau să știu chiar. E o parodie pe care am făcut-o prin aprilie cu... M-am băgat în cadă cu tot felul de legume pentru piele. Dar cât de nebun să fii, să te bagi într-o cadă cu tot felul de legume, Vlad? Ce a fost în capul tău? Păi când ești singur de 2 luni, orice ți se pare amuzant. Dar nu ai de treabă, bagă-te în cadă. Dar stai un pic, asta nu era în perioada în care toată lumea știa provizii, că le era teamă oamenilor că mor de foame și tu te băgai în cadă cu mâncare? Da, dar eu ca să aduc provizii noi de la magazin, m-am descoperit că aveam niște chestii expirate în congelator. Cum ar fi niște cartofi, niște mazăre care erau acolo nu mai știu de când. Și le-am folosit la această parodie la influencer cu îți faci pielea mișto și mi-am înfundat cadă ca prostul cu mazăre și cu cartofi. Păi, cum ai desfundat? Cu gura. Cu greu, cu mâna, uite așa, am luat și după aia am pus sita de la chiuvetă, de la bucătărie, am mutat-o la cadă și după aia luam cu sita de la paste, aia cu care scurgi pastele și mi-a luat 40 de minute să scot din cadă tot. Vezi, băi, Vlad, că nu e ușor în viața asta de influencer, nu e chiar așa. Nu e. Noi de când am devenit influencer, Vlad, ce să zic, trebuie să bem tot felul de vinuri. Trebuie să bem tot felul de beri de ne trimit oamenii, cafele, greu. Să desfacem greu. Tot felul de boxuri, de nu știu ce. Suntem terminați, spun. Da, am făcut și eu un filmuleț cu unboxing. Dar la mine era o șosetă murdară la final. Asta în niște mâncărică, tocăniță de porc. Atâta mi-au trimis. Atâta influencer am fost eu. Să primesc o șosetă murdară cu tocăniță de porc. În ea? În șosetă? Erau mai multe cutii, era ceva care părea o cutie de aspirator, în care găseam o altă cutie, în care găseam o altă cutie și una mai mică și una mai mică și în aia era niște o șosetă cu tocăniță de porc. Doamne ferește. Doamne! Dar era pentru piele, de fapt. Mi-au trimis pentru piele și m-am dat pe față ca să-mi fac tenul ăsta super pe care unde îl vedeți acum în cadă. De atunci am... Doamna Lia, stai în recepție? Ai plimbat un pe
că Miha zice, ehe, nu l-ai văzut plimbând pește în lesă. Ai făcut și asta? Ai plimbat un pește în lesă? Da, am plimbat și peștele. Băi, dar știi ce era? Adică erau oameni cu câini care nu vedeau că am un pește în lesă și m-am dus la o doamnă și am zis, doamnă, credeți că se joacă cu al meu? Și avea doi pechinezi sau nu știu ce. Și ea s-a uitat așa, nu știu, și după aia zis, băi, nu vedea nimeni că plimbi un pește în lesă. Și m-am plimbat o jumătate de oră cu telefonul așa. Ce nu vedea nimeni. Toți erau așa. Nu vedeau. Oamenii nici nu le trecea prin cap, nu credeau că plimbi un pește în lesă. Da, bă, nu vedea nimeni. Am ieșit și cu o zambilă în ghiveci. Am înflorizat zambilă pe aprilie. Da, am ieșit și cu floarea. Lia Bugnar a rugat să zice piesa de vineri. Cine dar are nu, o piesă? Lia Bugnar, nu aici, nu mai terminați-o, e Maria D. Lia te roagă. Dar unde spune Lia? Nu da. Mai de butieră. Nu cred că se uită Lia. Uită Lia? Da. Dar de ce să nu se uite? E prietenul cu noi. Păi nu știu, știu că în general probabil că se uită, ziceam acum în seara. Am văzut, da, mulțumim. În general nu se uită, dar acum s-a uitat. Pe 24, da, vineri 24, acum iulie, avem spectacol noi patru cu Maria Obretin, cu Lia Bugnar, cu mine chiar și cu mine, cu un rol mic, mi s-a dat un rol mic, în Mihai Eminescu. Păi n-ai zis că e bine că nu vrei să joci și nu vrei să fii stresat? E bine un rol mic. E bine. Nu, că m-am bucurat, eu mă bucur. Mie, noi patru îmi place extrem de tare. Că am puțin. Adică n-am chiar puțin. Am mai mult, Malin, da? Mă rog. Deci dacă nu plouă, Lia, că dacă o ploua, dar nu cred că plouă. Și chiar se ține. Chiar se ține spectacolul. Adică sunt... Ce faci, Lia? Bun, acum că am anunțat asta, eu vreau să mă întorc asta, că cineva întreabă, peștele a murit sau era mort? Era mort, presupun, nu? Era un pește congelat sau ce era? Da, congelat, de la magazin. Și după aia, după ce l-am târât prin toate trotuarele pe aici, erau două mâțe la intrarea în parc și le-am dat cadou un macrou. Și l-au mâncat? Sigur l-au mâncat, da. Da, am mai zis de vecin? Animal de companie? Acum sincer vorbind, cred că te-ar fi ajutat. Nu. Da, probabil că m-ar fi ajutat. Dar mi-a fost frică să-mi iau, pentru că uneori dispar câte 2-3 zile de acasă și... O pisicuță ar fi drăguț să ții, părerea mea. Da, o să mă gândesc. 24 de ani, la vă 24 de ani. Cum? O pisicuță la vă 24 de ani. Da, 25 plus. 25 plus, dacă se poate. M-am dus. Dar supraviețuiește, Ilona, o din asta supraviețuiește dacă îi lași mâncare 2 zile, 3? Fără niciun fel de problemă. Serios? Da. Deci nu e ca un câine care hăpăie ca fraierul în prima oră tot ce e lăsat și după aia... Nu. Mă rog, fără niciun fel de problemă, zice Ilona, dar... Băi, nu, 2-3 zile e ok, mai mult discutabil, dar oricum și dacă te duci mai mult o săptămână... E ușor de întreținut că lași cheia unui prieten care se duce da. Mai departe. Da. Păi și florile nu ți le udă cineva? Că tu ești pasionat de flori, nu ți udă cineva florile? Dacă păi 2 zile, 3 nu au nimic florile dacă nu le uzi. Auzi, asta dacă ai prieteni, ceea dacă ce implică de flori aici, again. Da. Băi, ar trebui să facem un site așa, să poți închiria prieteni când ai nevoie. Nu prieteni, dar să ai unde asta de cum e calling pool ăla sau cum se cheamă. Cum e mai ziua? Carlin Pul sau cum se cheamă aia de mergi pe-n țară. Da, mergi cu Carlin Pul prin țară. Carpul se cheamă. Carpul sau Carlin Pul. Ei, te duci pe-n țară. Așa trebuie să fii și un site pentru pisici, un site pentru câini. Să spui, bă, cine e în prejur pe la Lipscani să-mi plimbe și mie pisica. Da, și cu prieteni, la fel cu prieteni. Cine duce lipsă de prieteni? Eu pot să fiu prietenul o zi, două, am timp. O oră, două, după amiază sau seara. Hai mă, ia o pisică. Nu moare 2-3 zile, îi lași apă. Îi lași un castron de bobițe. 2 castroane de bobițe și nu pățește nimic. Serios, deci, Parcul Național, Grădina de Vară Mihai Eminescu, pe 24. Te pup, Vlad, fiule, vă pup, copii. Asta e tot de la Lia. Da. Deci asta e. E fiul lui Vlad într-un spectacol. E mama lui Vlad. Asta ce a zis Horatiu. Da, Lia e fiul lui Vlad. Ai văzut ce a zis Horatiu? În loc să te cheme la o bere, te pune să ții o pisică. Da. Bravo, Horatiu. Exact. Da, dacă păi pisică. Eu sunt fan pisici. Vreau să vă luați toți pisici. Eu și eu. Pe o bere.
Eu nu beau bere, mie nu-mi place bere. Dar ce băutură alcoolică preferi, Vlad Logigan? Vin sau tărie, dacă e să beau într-o seară, vin sau tărie. Dacă e să bei într-o seară, înțeleg că nu prea bei. Încerc, în ultima vreme să m-am rărit. Având aveam prin aprilie. Eu nu mai beau deloc, eu am hotărât să nu mai pun picătură de alcool în gură. Da, nici eu. Eram sigur. Ne face rău, da. Domnul Logigan, vă întreabă cineva dacă veți juca în piesa Războiul Lumilor de Wells. De cineva? A inventat această întrebare. Nu, uite, George Calistu, uite. Veți juca în piesa Războiul Lumilor de... De... Nu știu, de nu știu, e o carte care se cheamă. E reală cartea asta sau a inventat cineva? Nu știu. Nu știu, poate domnul George știe mai multe decât știi. Bine, sau Vlad. N-am citit, nu știu, cartea asta, nu știu autorul ăsta. Nu citesc alte lucruri acum. M-am apucat de, uite, de Ipocrizia Dispărării de Mazilu, pe care vă recomand, e foarte mișto scrisă. Eu am avut monolog la admitere din ăsta. Serios? Da. Mi se pare foarte mișto cartea, o citesc cu plăcere de câteva seri. Welsh. Și nu e piesă, sunt așa, ca un fel de eseuri, de o pagină, două, trei. Dar ăsta e odată, citești Falepa? Citesc Pacepa. Pacepa. E bun și Pacepa. Comunist, dar... Bun. Da, dezertor. Dezertor, da. Da, și bun, Falepa. Dezertor. Mie și Falepa îmi place. Și Falepa mi se pare mișto. La ce te uiți, Vlad? E veche, da, e veche. Păi a murit omul ăsta, Emil. Unii au dat monolog la admitere din cartea asta, e veche. E veche, a murit. Teodor Mazilu e mort de mult. Războiul Lumilor e o carte roman care a avut succes mare în lume. Ok, o să o caut, nu știam de ea. O să o caut. Mie mi-au zis. Mi-am luat, mi-am luat cărți de 5 milioane, de 5 milioane jumate acum. Și chiar ai citit pandemia asta, o întrebare interesantă. Că da, mult mai mult decât. Că n-aveam timp înainte, niciodată. Plecam dimineața și veneam seara, după spectacol sau după o repetiție sau după o bere. Și da, chiar am citit mult mai mult și mi-am cumpărat mult mai multe cărți. Anul ăsta nu mi-am luat nicio șosetă, niciun kilot, niciun tricou, nimic, numai cărți. Eu nici nu mai port. Câte cărți ai citit în pandemia, așa, aproximativ, că trebuie să știi? Nu știu, peste 12-13 cărți, cred. Wow. Le-am terminat. Și, dar eu nu pot să citesc o singură carte, că mă blochează creierul după un... Mă prind la un moment dat de stilul autorului și de așa și mi se blochează creierul. Și da, 62 orațiu. Eu am peste una. Și eu la fel. Tot așa, am peste una. Și eu, decolorat. Băi, dar n-aveam ce să fac singur. Băi, voi ați avut cu cine să vorbiți? Ați avut cu cine să vorbiți? Bă, dar ne-ai nebunit de cap, mă, să vă țineți în brațe la un film? Cu ce film vedem în seara asta? Eu n-am avut cu cine să am discuțiile astea. Și atunci am... Să te mai văd eu când o să fii tu cu o fată. Să te mai văd că pui un filmuleț pe online. Să te mai văd eu că pui un film. Sau că... Dar nu sau că mai ai văzut că odată ce am ieșit. Sau că mai citești. Odată ce am ieșit din casă, am citit mult mai puțin și odată ce am putut să mă văd cu oameni, n-am mai făcut filmulețe. Bine, asta că te prinde la nunta ta, când o fi nunta ta, dacă o fi da, să... că vezi, doamna, că îți dă păi ce faia. Dă un col. Și ai 7 de ediții în emisiune invitat. Dar, Dane, tu de cine ești lacrima lui Covidiu? Că eu în fiecare seară îmi pun câte un nume din... Pe bune, nu trebuie să știm acum de ce spune Dan Rădulescu lacrima lui Covidul. S-a întrerupt emisia cu Dan. Se întrerupt în momentele cheie. Dan, dar ce s-a întâmplat azi la 5:05? Ce s-a întâmplat? La ora 5:05 sau la ce te referi? La 5:05, când eram la set, la game, la așa, la terenul de tenis, la 5:05 ai avut un blocaj. Ce s-a întâmplat? M-ai dominat psihologic vorbind. Ai suflat în mingea aia, ai suflat cu COVID în ea, nu știu ce ai făcut și acolo s-a terminat tot meciul. Am înțeles. A fost strânsă lupta, trebuie să recunoști. A fost strânsă. Vlăduțule, ce faci? Da. Îi spune telefonul pe cartos, da. Doamne, Vlad, eu te iau acasă, ca să nu mai fii singur, Monica, uite.
Da, mulțumesc, Monica. Mulțumesc frumos. Dacă e cazul, te contactez. Dacă ne bagă ăștia în izolare, ție scriu. Ești prima... Ești prima... Monica, unde ești? Stella! Zice cineva că n-ai cum să fii singur dacă ești profesor la un ATC. Părerea mea, eu zic că oamenii confundă mâncarea cu mâncărimea. Acum, așa cred eu. Da, eu nu. Eu cu studentele nu. Exact. Asta zic. Când eram student și aveam din ăștia care se dădeau la colegiile mele, îmi venea să vomit și îmi venea să-i bată. Dar îmi venea să le dau așa, pum, direct. Și nu, nu. Dar sunt destule femei pe planetă, femei, adică alea care sunt fetițe. Care nu studente la actorie, păi normal. Băi, dar 18 ani, au 19 ani, sunt niște copilițe. Ce dar faci? Un story, când... pe Instagram-ul ăsta, băi, Ilona, un story n-ar pune cineva cu noi. Un story, băi, Ilona, unu. Deci nu există. Păi de dacă n-am la Petronel. Petronel a pus, de când am așteptat eu emisiunea lui cu Vlalo Gigan. Petronel a pus și mulțumim, dar în rest... Păi trebuie să facem rubrica cu poza, că n-am făcut-o, să stăm la poză. Hater, ăștia, cum le zice. Păi, da, mă, dar sunt dacă nu acum, atunci când? Uite, două story-uri am avut, de la Ivona și de la Petronel. Bă, dar eu vreau să întreb pe Vlad dacă Fonfleu sau Fleșcău. Ce? Dacă Fonfleu sau Fleșcău. Doamne, Dumnezeule, cum să distrugi un live? Da, mai Fonfleu sau Fleșcău? E o întrebare serioasă, noi ne-am chinuit mult. Aș face un mix. Aș face un mix. Da? Ei, nu, da. Dacă ar trebui să alegi totuși. Îți dai seama că omul ar alege Fonfleu, na, cum să aleagă Fleșcău? Păi eu de ce am ales Fleșcău? Pentru că asta ți se potrivește ție la vârsta ta, e mai pe genul tău. Dar ce, Fleșcău e ce zice cuvântul? Da. De și exemplu, Fonfleu? Și Ilona e tot Fleșcău. Depinde, ție ce spune cuvântul? La Ilona e Fleșcău. Păi mai pe fleașcă așa, mai pe fleașcă, dar Fonfleu nu știu ce. De la ce vârstă, Ilona, de la ce vârstă ai fost tu Fleșcău? De vreo 5 ani așa. Păi și Fonfleu ce înseamnă? Păi Fonfleu e ce ești tu acum. Fonfleu e la tine. Dacă e sud, e sau, știi? E puțini oameni care după 50 mai e Fonfleu. E opusul lui așa, nu? Da, da, da. A, categoric, da. Unde ai venit? Opusul lui Fleșcău. Da. Hai, am înțeles. Copii, eu vă cam părăsesc. Da, păi nu știu, depinde de seară. Vă cam părăsesc că eu vreau să-mi fac temele. Da, păi se face 11. S-a făcut 11? Păi se face 11, cred că ne putem opri. Să le zicem la oameni, dați un pic de subscribe acolo, că tragem de 11.000 de aia, parcă sunt niște cai morți. Da, jur. Deci, măi, Vlade, să știi cum cât de greu vine un subscriber? Trebuie să-l ploconești cu vin, cu bere, cu vorbe bune. Cu... Foarte greu. Bine, Vlad, mulțumim frumos. Păi dați-le oameni buni, dați-le subscribe aici. Ați văzut ce mega emisiune pe care n-ați văzut-o în viața voastră. A avut doi followers în seara asta. Și în zilele următoare va crește la 3, în total 3. E greu. Uite, actor eșeni, Gheorghiu, Miluță, Gheorghiu, Coran, nu știu, Tudose. Și mai sunt ăștia din părinți moldoveni, Cotescu, Bibanu, nu, Bibanu e din Vâlcea, Cotescu, sunt mulți. Da. Deci, în ultimă instanță, dați follow la canalul nostru de YouTube, dați follow la canalul lui Vlad de YouTube, care și el un canal și poate, dacă Doamne ferește, ne lovește în continuare pandemia, o să mai posteze și el clipuri acolo. Dați follow la Vlad pe Instagram, la mine, la Dan, la toată echipa Welcome Us in Auto. Marius are spectacol pe 24 iulie, Dan mâine apare la televizor. 24 iulie, acum are spectacol, vine. Da, da. Eu apar mâine, la 9:30, da. Dar mâine apare la televizor, e important. E și domnul psiholog cu noi, Raul Lupaș. Uite, l-am avut invitat și pe Raul. Bună, Raul. Bună, Raul. Ce voiam să vă zic? Voiam să vă zic ceva foarte interesant și am uitat. M-a luat tasa cu Raul. Păi dacă era interesant... Până și aduce aminte, mari oameni buni, eu nu joc în aer liber vara asta deloc, dar merge să-i vedeți pe cei care joacă în aer liber. E bine că se întâmplă spectacole și că teatrul nu stă un an întreg pe bară. Ar fi foarte... Măi, zile că te luci cu părul creț, Vlad.
Zice Adina Stoian. Poți îți spun, Adina, îți fac un filmuleț și îți trimit ție separat că ți-l vezi cum ești. Auzi, Vlad, dar tu la tine pe canal ai pus live-urile sau ce ai pus acolo? A pus nu, clip. O parte din parodii. Aha. Bine. Dacă vrei să te uiți la aia cu Cada sau cum am făcut o rețetă de, pentru ten sau tot felul de tâmpenii, te găsești cu Vlad Gigant. Eu te întreb că dacă mai stăm 2 ani în situația asta, vrând nevrând trebuie să mă apuc și eu de ceva. Nu pot să stau acasă. Da, păi le găsești de acolo, nu știu. Vorba lui cele mai... Apucă-te de fund și stare în sus. Băi, să nu fiți după asta. Să rămâneți un pic pe stream după ce închidem, că vreau să vă zic cumva. A, și nu uitați să ne spun că se pregătește spectacolul în aer liber. Welcome se pregătește spectacolul în aer liber, show Welcome Us in Our Home, închiderea stagiunii, cum ar veni, primei stagiuni. În aer liber 4-5 s-ar putea să fie septembrie, cam asta e. Urmăriți biletele, spuneți pe cine ați vrea să vă să invităm pe acolo. Facem așa ceva frumos, cu mici, cu bere. Sper să fie muștard, sper să avem pâiniță, să avem tot ce trebuie la Casa Omului. Sper să putem să ne întâlnim, să nu fie COVID-ul atât de puternic cât să ne ia bucuria asta. Dar dacă va fi o premieră și pentru noi și pentru voi. Facem frumos, cu flori artificiale. Vedeți? Oficiale, cu aducem pămătuf din delta, chiar o să fie ceva apă de mare, o să avem un pic de nisip. Vedeți că Dan joacă din nou Bullets Over Lipscani. Mergeți la orice e în aer liber, pentru că s-ar putea să fie singurele spectacole cu spectatori de anul ăsta. Exact. Nu le ratați că e important. Nu facem turneu, o să fie doar în București. Doar în București o să fie. Dacă va avea real succes, s-ar putea să fie și turneu. Dar deocamdată să mergem în Kansas, Mississippi. Dar deocamdată facem aici la București. Și dacă dintr-o vinte vrea să vină cineva, să plătească din timp. E și un turneu internațional până la Pașcani. Chiar că internațional. Ajungi până la Viena în 2 ore și până la Pașcani în vreo 10. În 3-4, da. Chiar că e. De ce mor de ciudă Ruby Con? Probabil că e. Păi Radu Afrim a fost, Șerban Pavlo a fost. Bine, copii, noapte bună. Mulțumim frumos, Vlad, mulțumim. Și eu și mersi, seară frumoasă, baftă cu spectacolele, v-am pupat. Da? La revedere, oameni buni, vă mulțumim, noapte bună, stați pe acasă. Haide, zi-l acum, că m-ai făcut curios și pe mine. Zi bancul acum, că m-ai făcut curios. Măștili. Nu faceți ca auzi, Ilona, să ai intrat pe ultima 100, 250 de roni! Mame! Hai că acum trebuie să spui bancul, Ilona, că m-ai făcut curios. Ce banc vrei să spui, Ilona? Zi-mi și mie. Dar nu pot să-l zic, e porcos. Ți-l zic pe stream după aceea ce ieșim din live. Nu e porcos. Și unde spui? Să pun în emisiune. Nu închide stream-ul, da. Tot aici. Ne vedem noi după. Mai zic eu unul repede atunci, Vlad. Asta nu trebuie să faci nimic. După generic, da. Trebuie să rămâi tot așa. Că stau conectat. Vreau eu să-i zic lui Vlad. Da. Nu am avut niciodată curajul să-l spun până acum. L-am scris acum o lună și niciuna din seriile astea n-am avut curajul să-l zic. Dar simt că acum, între noi doi, se poate lega să iasă bancul ăsta. Așa. Deci fii îngăduitor, ia. Generos, te rog, da? Sunt, da, da. Da, da, da. Era o doamnă care avea o cozonăcărie. Și vindea cozonaci acolo. Frământa l-a luat și vindea cozonaci. Și într-o noapte, niște hoți i-au spart... Mama Lumișu. Nu știu. Mergi mai departe. Niște hoți i-au spart cozonăcăria și i-au luat tot aluatul. L-au furat. Și întrebată de autorități cum se simte în urma acestui furt, ea a zis, domnul a dat, domnul l-a luat. Căutăm atenție, vrem doar să crească riciu. Chiar de ne vezi în chiloți, noi suntem la serviciu. Avem vin și suntem cam afumați și ne-am propus să cucerim 10.000 de congelați. Facem și bartere și give it away. Dăm de pomane. A luat! V-ați prins? A luat? Cozonacii-s făcuți din aluat? Domnul a dat, domnul a luat.